așteaptă seara ca să vină cioara. Hai da hopa, țupa, țupa, puișorii stau deasupra și așteaptă seara ca să vină cioara. Băi, guys, eu nu pot să înțeleg de ce atâtea suferințe aduse la adresa melodiei ăsteia, ești nebun? E o melodie în toată regulă, o melodie frumoasă, un cra-cra, o melodie care, din punctul meu de vedere, mă cam descrie. Vă salut cu deosebit respect și bine v-am regăsit la un nou live stream, guys. Băi, astăzi să avem parte de un stream tare special. De ce spun asta? Pentru că doi norocoși, între cei prezenți pe live-ul acesta, o să plece acasă cu banii de două shawarma. Da, banii pe Revolut, PayPal, transfer bancar, orice vreți voi. Salutare Robica, bună Andrei Pădure, bună Larisuca mea, salutare Cristina, bună Vladix Vlad, Jimmy, Lemonade Dark, Jizu, vă salut pe toți în mare parte. Și pe lângă asta mai am o surpriză împreună cu cei de la GG Drop. Adică băiatul de la GG Drop mi-a zis să vă vorbesc despre ceva super, super tare. Dar mai încolo, momentan să ne mai strângem, mai apăsați și voi acolo pe butonul de like, mai băgăm o joacă, încă is opening pe GG Drop și cam așa o să se desfășoare live stream-ul de astăzi. Bun, vreau să mă duc aici la documente, așa, și mai întâi să dăm și noi play aici la o muzică, ceva, că prea seghe totul. Și de ce n-a plecat notificarea aia, forță, ce se întâmplă, YouTube? Bună, Bladi, un titlu tentant? Păi normal, Bladi, cum ne place numai nouă. Două secunde, bro, iartă-mă aici că n-avem și noi niște melodii ca lumea aici, să mă bată mama ea. Mamă, ne-a rupt. Hai, lasă, așa că ne bagă melodii de Crăciun, ești nebun. Păi, dar de ce îmi bagă melodii de Crăciun? Vine Crăciunul, guys. Deci incredibil ce se întâmplă. Uite-te și tu, deci nu se poate așa ceva. Uite, asta pare să fie ok. Perfect. Ok, și mergem și pe GG Drop. Salutare, salutare tuturor. Iau și codul de la roată să vi-l arăt acum, două secunde. Bună, Angel, bună, bună, bună tuturor. Shadow acolo, salutare, salutare. Guys, iertați-mă că m-ați luat așa pe nepregătite puțin astăzi. Ok, 17 like-uri, bine-s rău de tot. La Vereș trăim în viitor. Pe cum adică, bro, la ce te referi? Bună, și 2038, salutare, nici eu n-am primit notificare. Noroc că ai zis, mi-ai zis ieri că faci live astăzi. Pe bune, n-a plecat notificarea, serios? Bă, da, YouTube-ul ăsta e nenorocit rău de tot, deci nebun, e nenorocit rău de tot. E tot melodia normal că e top, Andrei, ești nebun, am stat cu cap să o aleg. Adică despre ce vorbim? Hai să facem acolo 20 de like-uri, că se poate. Muzica de Crăciun, pe bune, bagă muzica aici de Crăciun, uite, deci tu cu deja cu decorațiuni, cu astea, păi deja, băi frate, suntem în 7 octombrie numai. Salutare, Zae, salut, salut, salut. Bun, deci haideți să vă spun cum o să se desfășoare challenge-ul de astăzi. Vom da un meci de test, să vedem cum merge treaba. După care dăm meciul decisiv în care, practic, persoana care o să aibă cele mai multe fraguri și o să fie ok, nu o să troleze, o să comunice, o să dea info și toate cele și o să aibă și fraguri, o să plece acasă cu o shawarma, da? Pe lângă asta, o să dăm o shawarma și pentru oamenii prezenți pe chat. Deci, practic, două shawarme. Unul pentru cel care are cele mai multe fraguri și e ok, comunicativ și toate cele. Și încă unul pentru cei prezenți pe chat, pe live-ul acesta, da? Deci, let's go! Bună, Ionuț! Bună, Lemonade Dark! Salutare, Robo, care este membru de o lună! Let's go, Robo! Mă, cam, mi se cam blimbă plimba în gură, da? Plimbă limba în gură, guys. Hai că am vorbit, dacă e toți banii. Să rău, dar mult de 21 de like-uri. Bună, Gizu, bună, Vlad, salut! Sergiu Răzvan, salut! Am plecat notificările alea, forță, guys, sau respect. Bun, codul de la roată, guys. Uite că avem și rotire gratuită. Băi, trebuie să vorbim neapărat despre o chestie foarte, foarte mișto.
despre care mi-a spus domnul de la GG Drop și vreau să o împărtășesc cu voi că mi se pare tare mișto. Am în inventar vreo 6 skin-uri pregătite pentru niște oameni cumva special, da? După live-urile care vor urma, să spunem așa, plus un cuțit bombă. Am dat butterfly înapoi lui Panciu și ne-a dat un cuțit foarte mișto pe care o să vi-l arătăm probabil la 50 de like-uri, da? Deci avem un cuțit bombă. Dacă vedeți cum se vede în CS2, muriți. Bun, hai să mergem la Will. Dă-mi enter the secret code. Deci aveți toate regulile din descriere, da? Pentru a câștiga o shawarma astăzi pe stream. Putem să scoți din titlu partea cu gratis, că oricum n-ai cum să câștigi contra cost. Cum adică, la ce te referi, bro? Adică la ce te referi? Ba, e gratis, adică, de exemplu, o să fie una dată pentru cel care o să aibă cele mai multe fraguri și una, practic, pentru cei prezenți după live, care, nu știu, trebuie să dea like la stream, un follow mie pe Instagram și să folosească codul la orată pe GGDrop. Adică, simplu ca bună ziua, nu trebuie să plătiți, nu trebuie să faceți nimica. Hai să facem acolo 28 de like-uri, guys, sau 30 de like-uri, Doamne ajută! Aia zic, mă, tată, mă, bun. Deschide câteva cutiuțe aici pe site, după care ne băgăm la joacă, cel mai probabil. E nebunia aia mare. Păi dacă știi ceva, oricum e gratis, ai făcut pleonazmă, am înțeles. Păi da, da, să zicem, mergem pe ceea ce spune acolo Vladi, că el cu limba română sunt așa, v-ați prins. Așa sunt, guys, el cu limba română. Nu știu dacă la Prime și la non-Prime. Cred că la Prime, vedem în funcție de oamenii care sunt pe stream. O să încercăm să ne, ăsta, înțelegeți voi, să ne orientăm. Păi cum nu e gratis dacă nu plătești? Păi vezi? Salutare, Fabietuț! Bună ziua! Hai cu like-uri, Ilicea, și cu energia aia pozitivă! Ia vezi că a câștigat $17 plus un skin de 14. Bine, zero de tot. A plecat română, a plecat un pic așa pe ocolite, domnule Swing. Dar, în cinstea dumneavoastră, având în vedere că sunteți un patron extraordinar, o cafeluță, o gură de cafeluță și multă sănătate, Doamne ajută, pentru domnul Swing și pentru toată lumea prezentă pe acest live stream minunat și mirobolant. Bun, ia vedeți, să deschide pe Palașnikov, guys. Mamă, că două like-uri facem 30 pe spate direct. O cafeluță bombardieră de dimineață. La mine că e dimineață, ora 12 pe spate. Guys, vreau să vă întreb, cum vi s-a părut clipul de case opening cu Palașnikov? Repede, vreau să-mi ziceți niște păreri. Dacă nu l-ați văzut încă, vă recomand să mergeți să-l vedeți, că e bombă rău de tot, ești nebun. E editat forță, sper că v-a plăcut. Dacă nu, sper să vă placă, în cazul care nu l-ați văzut. Neața X-Danger, chiar am poftă de azi de shawarma. Pleacă pentru voi, băi, nu vă dau shawarma, că n-am cum să vă dau shawarma, dar vă dau banii de shawarma, 30 de lei. Acum, nu știu ce puteți lua voi în 30 de lei, eu o să vi dau ori prin transfer bancar, Revolut, PayPal sau Paysafe Card. Nu cred că ai cum să te duci la o șaurmerie să-ți iei șaurma cu Paysafe Card, adică despre ce vorbim. Dar na, eu am vorbit cu Palaș să-mi vândă și mie un cuțit flip, dar pe bune, tu erai pe atul ăla, bro? Păi și pentru că e s-o din Andrei Pădure, sau? Ia vedeți melodiile astea, că în sfârșit. Ia cine am mai, uite, Colo are cutie aici. Ia vezi că am mai băgat băieții aici. Trebuie să ne bage și pe noi, ești nebun. Pe GG Drop. Așa s-o scopi și urma. Nu știu, bro, eu vă dau 30 de, uite, 30 de like-uri, 30 de lei pe spate. Dar de ce nu-mi zice nimeni cum vi s-a părut clipul cu Palașnikov de case opening, guys? Spuneți-mi, dați-mi niște păreri acolo. V-a plăcut clipul, nu v-a plăcut? V-am trollat, v-am baituit, v-am țepuit, v-am alea? De 30 de lei îmi iau și suc? Nu mă interesează, faceți ce vreți voi, guys. Deci ce vrea inima voastră, aia faceți. E top clipul? Mă bucur. Mă bucur că v-a plăcut. Coronavirus, bă, ce-s cu cutiile astea, guys? Știi că nu știu, nu-s de aici. Salutare, Sami, salut, bine ați venit pe stream, guys. Vă pun și vă respect din suflet. Editul e blană, mă bucur că ți-a plăcut. Dropurile mai puțin. Băi, guys, m-am băgat un pic la creație cu începutul clipului, cu intro-ul. Cei drept mi-a luat ceva, dar eu zic că a meritat. Adică eu zic că v-am indus așa puțin în eroare. V-am dus așa puțin în eroare că a picat. Că a picat cuțit, dar păcat că nu a dat în clip, gen. Măcar a dat pe ultimul live stream cuțit. Deci tot a dat cuțit, dar doar că nu clipul cu Pala, așa a dat în ultimul live stream, ca să zic așa. Tot a dat cuțit. Dar era frumos. Uite-l pe Gaben aici, descrie pe Gaben, guys. Smile. Azi, băi, e weekend, să stăm pe spate, ne jucăm, dăm show. Deci v-am spus, dăm un match de încălzire, în care nu dăm nimica. După care dăm match-ul decisiv, în care, sau match-ul principal, sau match-ul, nu știu, match-ul ăla mare, ca să spunem așa, în care cel care o să aibă cele mai multe fraguri și o să fie ok, o să comunice, o să dea info, o să alea.
câștigă mareșaor, mă banii de șaor, mă pe spate, îmi dă, nu știu, îi dau pe Steam sau îmi dă el pe Steam, îi dau accept și de acolo îi trimit bănuții pe ce vrea inima lui. Și apoi, când facem 150 de like-uri, dăm și o șaorma gratis pentru cei prezenți pe acest livestream, da? Și care fac regulile din descriere. Nici nu dau like, sunt foarte supărat pe tine. Păi de ce rădă, cu ce ți-am greșit ție, bro? Eu te respect, te apreciez, îți mulțumesc din suflet că zici din timpul tău și vii pe live. Mai mult de atât, ce să fac, mă, brodere, mă? Ce bine ar intra o șaorma free, păi să mă bată mama. Băi, acum sper să aveți, nu știu, Revolut sau măcar PayPal, să vă scoateți banii pe, pe... Dacă aveți PayPal, vă dau 35 de lei, că o să vă ia taxe dacă vă retrageți banii să vă intre instant pe card. Că ia taxe, că PayPal, ești nebun. Mamă, încurajat și facem 35, let's go! Aia zic, tată, let's fucking go! Neața Mario Clisu, neața, neața, nu merge pe card? Ba da, merge și pe card. Uite, de exemplu, eu am Revolut. Deci eu o să vă trimit de pe Revolut. Salut Alex Frățilă, salut Smilglo. Ce trebuie să fac? În descriere sau să joci cu noi astăzi? Să fiți pe live, asta trebuie să faceți în principiu. Păi eu mă chinui să slăbesc și tu dai și urme gratis, mă ispitești chiar așa. Am o brodere că pe bune acum, guys. Eu înțeleg că mulți dintre voi sunteți la faceți gură de aia de slăbire, tăcă, vreți să dați kilogramele jos, alea duc aminte, am 350 de kg pe o falcă, 42 de kg pe un picior, adică dacă nu mai mult. O șaurma, având în vedere că e sâmbătă, intră bine, zic eu. Deci intră bine, e sâmbătă pe spate, imediat 40 de like-uri, șaurma de 30 de lei, adică, băi, e de la Vereș. N-ai cum să refuzi pe Vereș, că îți dă șaurma aici, nemul, îți dă Vereș șaurma. E sâmbătă, adică, na. Salut, Artemie Braga, salut, salut, salut. Dacă e să câștig, poți să-mi dai gift wallet? Păi nu, brother, îți dau bănuții pe PayPal, Revolut sau transfer bancar, nu dau. Nu, 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 nu dăm gift-uri și de alea pe Steam. Sau dacă vreți voi vă dau, dar de preferat șaorma, bro, te duci frumos la magazin, îmi dai poză cu șaorma, te pup pe story direct, adică să vadă lumea că dacă vrei tu acum pe Steam să-i bagi, hai, hai că fie de la noi, fiecare că îți banii câștigătorului, de-abia nu vă mai trimit vă, sau vă trimit direct giftul ăla. Revolut cred că au majoritatea abonaților, Danger să știi că nu toată lumea are, deși Revolutul e de ceva timp. Eu îl folosesc din 2020 și sunt mai mult decât mulțumit de el. E bombă rău de tot. Că știi 100% numai că o donez către Larisa. Mamă, 244. Băi, Doamne ajută, ești de bun. Măcar îmi rămân mie bani, adică e nu avereșan, e nu contează. Dacă nu PayPal sau dacă nu vă dau pe Steam. În cazul care nu aveți nici PayPal, nici Revolut, nici card, vă dau pe Steam un gift acolo de 5 euro. Că de 3, n-am cum să vă dau de 30 de lei. 5,25 euro de lei, asta este, na. Pierdeți 5 lei, eu v-am, asta este. Pe riscul vostru, guys, riscul vostru. I-am doar PayPal, e perfect, bro, îți trimit 35 de lei, 5 lei îți ia taxă că ți-i transfer pe card instant și pe spate cu 30 de lei, instant ia ei acolo. Bun. Dar hai să facem 40 de like-uri acolo, guys, că se poate. Să rămână mult de susținere. Mamă, sell. Sell, 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 sell. Nici o pungă de chipsuri nu-ți poți lua? De dracu de 5 lei că nu faci nimic cu ei. Băi, serios, serios, adică chiar și chipsurile, ce n-am văzut în unele magazine de la Profi cu 6 lei 50, gen astea de la Cio, 7 lei, 8 lei, 11 lei am văzut, adică depinde foarte mult, deci de mult, dar mai mult de 7 lei, eu cred că n-aș da pe pungă de chipsuri cam atâta gen mare. Zonzi, te pup, în ce constă giveaway-ul, câștigul giveaway-ului? În banii de o șaurma, brother, în asta constă giveaway-ul de astăzi, bro. Te pup și bine ai venit pe stream. Dacă nu ai nici PayPal, nici Revolut, nici card ca să-ți dau banii prin transfer bancar, îți dau banii pe Steam, gen, îți dau gift pe Steam, brother, de 5 euro. La mine toate costă 9,50 lei, Doritos și stau într-un sat mic. Nu 20 de lei, brother, 25 de lei. Deci dacă nu ai unul din cele trei metode, da, una dintre cele trei, metode de plată, ca să-ți pot trimite banii, îți dau pe Steam un gift de 5 euro, bro. Deschide și tu o cutie de 1000, vereșane, de 1000, brodere, păi ce cutie avem noi de 1000? Băgați băieții aici, dreapta inimioară, aia zic, băgați acolo like-uri, forță, brodere, zonzi, aia zic. Cred că ne dăm și dăm drumul la live pe TikTok imediat, m-am enervat rău de tot. Păi unde e cutia aia de 1000, bro? Ia să vedem. Nu, mergem aici, guys, la astea de fac bani. Băgați niște numere de la 1 la 21 repede, să vedem dacă găsiți skin-uri scumpe, ia. Sunt foarte scumpe și s-au scumpit foarte mult și inflația crește din ce în ce mai mult și toate se scumpesc. Gândește-te, Smiglo, că cumpăram, bă, frate, ești nebun, o pâine mare aici, la 2,50 lei și acum e 6-7 lei, ești nebun.
pâinea aia, gen. Adică a crescut, s-a triplat, ești nebun. Pâinea. Tap-tap băieții, 12, ia să vedem. 7, 2, 4, 12, ia să vedem. 7, 6, bravo! Bravo care a zis acolo, bravo Redo. 9 zice la Risuca, 7 cu 2, 9, 30. Ah! Merge jos cu abonații, clar, cu abonații facem challenge-ul astăzi, Alex Bulan. Doar nu-mi dau mie șaormă, vă dau vouă, doar trebuie să fiți pe live, să faceți regulile din descriere și să rămâneți pe aici pe stream. Acum poți să-i dau tag, bun așa YouTube, da, acum merge. 6, 6 să fie. 122! Mamă, sunteți Dumnezeu, ești nebun. Dumnezeu ăstora. Uitați cum facem profit aici. 11, 7 cu 3, 11. 7 cu 30, 7 cu 4, 11, pardon. Bă, dar vezi că am luat schimb bun, adică e de apreciat. 14, mănuși, 14. Na, am înțeles cum stă treaba. Uai, cum îți mănușile aici. 3, zice Sami. Bravo, Sami, retrage-te. Guys, încă un like și facem 40 de like-uri. Cei mai tare oameni după pământul ăsta voi sunteți. Mai bag o dată 6, 6, hai. Mamă. 15, skinsmaker. 15 aici, avem 15, 76, not bad, bravo Mario. Sper să am noroc să intru cu tine. Băi guys, ideea e că doar o șaurmă o să fie pentru top fragger-ul din meciul respectiv și o șaurmă pentru cei care sunt din chat. Adică cumva dacă n-ați prins loc în meci, tot o să aveți șansa să câștigați ceva după chat. Na. Și oricum se poate tăpa să jucați bine, să intrați în meci și să aveți un meci prost cumva. Și na, e degeaba. Oricum persoana care o să câștige, de exemplu, în meci, nu se mai poate participa la giveaway-ul de pe chat. Asta e clar. S-a zis. Salut Nico, salut. 20, brodere. 69. Binișor. 14. Vă salut pe toți cu respect. Bine ați venit pe stream. Mai luăm o gură de cafeluță, guys. Doamne ajută. 12. 7, 2, 4, 5, 12. Hai. Cine ne-a dat, bro? 83, bravo mă brodere, asta zic Nico, Dumnezeu ghicitorilor. 4 că e școală, 4. De ce 4? A, 4 ca la școală, pardon. 23, vezi? Nu-i frumos să iei 4. Salut Ronetic, salut, bine ai venit pe stream, ce zici bro? 21 avem aici. Mamă, ne rupți Miglo. Ne rup de rău de tot. 5, zice Frosty. 5 avem aici. 30. Aaaa. Băi, guys, pierdem toți banii. Hai să încercăm să nu mai pierdem banii, vă rog. Hai să venim cu niște numere forță. 8. 7, 8. Hai. Hai, Shadow. Ce ne faci, nouă Shadow? 7, Alex Bălan, 7. Mamă. Ce-mi faceți, guys? Degenerăm, guys, nu e bine. 29. Uai, ai. E ziua ta, Redo? Bro, dacă e ziua ta la mulți ani și e și ziua ta, Nico? A, pe 4 sau când a fost? Pe 4? Sau când ai? Pe 12? A, 12, acum vă vine ziua. Mamă, mulți înainte, Redo, cu sănătate, bro, Doamne ajută. 18. Da, 18 aici ai. 37. Pe 12, bro, mulți înainte și sănătate multe, tot respectul, frate. 1. Uaa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 
Mamă, dă-te așa, nu cred. Mamă, ce ne-a dat. Na, Sami, că ne-ai adus bănuții înapoi. Uite-o și pe Alice acolo, membru de 23 de luni. Bună ziua, bună ziua, Alice, bine te-am găsit pe stream. Sărna pe obraz, Doamne ajută. Deci repet încă o dată, cine... Deci o să dăm un meci de încălzire, da? Frumos, pe spate, cum ne place numai nouă. După care dăm meciul ăla decisiv în care tot fragul o să primească o shawarma. Și apoi dăm pentru oamenii după cea. Dar voi trebuie să apăsați acolo pe butonul de like și să fiți pe stream. Merg să-mi fac cafeaua, bine brother, te așteptăm cu mare drag. 2. Mamă, ne-a dat skin de 300, sunteți nebuni. What the fuck, bro. 10 azi acolo, 10, ia, hai. 28, bravo, lumină dark, tot așa, Doamne ajută, Doamne ajută, 1. 82, not bad, băi, măcar facem profit aici, adică sunt, mai scădem, mai 3, mai ne ridicăm, mai scădem, mai alea, și fii atent, chiar că sunt creier, dai de 3 ori 1 și o să dea ceva mișto, de 3 ori 1, 1, nu se poate așa ceva.
Bă, cine-i băiatul ăsta, Sami? Vă rog, spuneți-mi în chat. Cine e băiatul ăsta, Sami? I-a picat de două ori la rând. De asta ești nebun. Unul de 300 și unul de 400 ești nebun. Cine e băiatul ăsta? Vă rog, spuneți-mi în chat acolo. Uitați-vă și voi cum am făcut. Am scos toți banii pe care i-am pierdut. Ești nebun? 7 cu indulgență. Salut, omul anonim. Salut. Hai să facem 50 de like-uri. Let's go. E 600. I-a picat de 300 și acum de 600 ești nebun. Mai zici ceva, brodere, Alex Bulan. Mai spune ceva, brodere. Nu mai faci un giveaway cu o skin pe care să-l prinzi aici? Zunzi, ar fi frumos. Momentan o să vorbim despre altceva, guys. Fiind început la fiind început de parteneria cu cei de la GG Drop, mi-a dat băiatul de la GG Drop câteva skin-uri, dar o să vorbim mai încolo puțin, da? Să vă arăt acum la 50 de like-uri, vă arăt și ce cuțit am primit de la Panciu și vă arăt și ce skin-uri avem pregătite pentru voi. O să fie, gen, skin-urile astea o să fie separate de ce o să mai dăm noi de-a lungul stream-urilor, gen începând din următorul stream. Astea sunt speciale pentru niște persoane care, o să vă spun eu ce o să trebuiască să facă, dar mai încolo când ne mai strângem pe live. Și a plecat AVP-ul Fade, care să fie de două ori, 1. Dar ce melodii sunt astea, mă băiatule, mă? 76, not bad. Mâine faci live de duminică? Cred că da, cred că facem și mâine, vedem. Bagă-i pe ultimul. Mamă, deci Alex Băla nu e ziua ta norocoasă astăzi. Uite, Sami e cu norocul la el. Bă, dar mereu când aveai 10 skin-uri de peste 100 de lari, dai tu fix. Tu dai fix când nu zic mâncați așa. Mână, dar scuze, brodere. Mie poftă de ceva acum. Salut, Tuzi. Salut, brodere. Zi un număr repede de la 1 la 21. 7? 39. Guys, ne oprim momentan. Ia, dacă dau try again. Ok. 21. Ne ducem cu astea la upgrade, guys. Ne ducem cu toate la upgrade. Dă-i de 2 ori. Dă-i 2 de 2 ori. 2. 1. Ce mai faci, Zaie? Cum ești, bro? Toate bune? Mamă, nu-i bine, guys, nu-i bine. Dă-i de 3 ori din nou și o să-ți dea ceva jumeche rău. 1 de 3 ori. Cam greu de crezut, brodere. 4. Mamă, Sami, ne-ai rupt acum. 99, hai că e bine. 9. 99, bravo, bine, rău de tot, bravo. Mamă, unul era iară ăla. 13. 7, 9, 11, 13. 4. 28, bun, hai că ajungem momentan. Uai, câți bani mai avem, ne ducem la upgrade, guys. Ne ducem la upgrade și începem așa să băgăm upgrade-uri. Nu ziceți repede, guys, ce skin alegem de aici? Hai, vreau să vă aud. Luăm Hyper Beast-ul ăsta? Sau ce luăm de aici? Să încercăm să luăm la upgrade. Brășane, cred că aș merita și eu ceva. Brodere, shawarma momentan. Astăzi doar shawarma meriți. În streamurile următoare, skin. Mamă, cum era să spice să-ți dau skin-ul ăsta, brodere? Dar nu cred că mă lăsa băiatul de la GG Drop. Păi nu-mi dă mie atâta, brodere, cât trebuia să-ți dea ție, ești nebun? Hai, Sami, muream. Mănuși? Uite, mănușile astea le luăm atunci. Din păcate aici nu avem dreapta sau stânga, dar dăm. Mamă, ne-am blocat la 43 de like-uri, nu reușim să facem 45 de like-uri. Mamă, și am luat și upgrade-ul ăsta, guys. Pentru upgrade-ul ăsta merităm și noi 45 de like-uri, adică despre ce vorbim. Bun, ne ducem la skin. Cu mănușile astea ne ducem către ceva de 400. Uai, dacă luăm StatTrak, fel și n-ai fost Tiger tot, suntem cineva. Hai să dăm. Hai, tată. Dar nu-l luăm, din păcate. Sau bine. Mamă, cum a fost gândită rău de tot. Asta a fost gândită, guys. Gândită și acum de zicem cu 400 către ceva de 8750. Uite, către carabitul ăsta ultraviolet. Ce zice? Sau nu, voi alegeți skin-ul. Uite, vă arăt aici. Stați un pic așa frumos, 2 secunde. Uite, vă arăt aici și alegeți voi skin-ul, da? Alegeți voi ce skin. Dați bă like, aia zic. Ce este mai mult ușa, nu știu ce e scris acolo, brother, ironetic. M9 Bayonet lor. Mamă. Cu ăsta. Wow. Hai să vedem dacă ai norocul la tine, domnule Milgo.
Am înțeles. Nu mai zic nimic. Fiți atenți, guys, o să mă duc la contracte și o să fac contracte, guys. Fiți atenți, guys. Dăm sau nu dăm? Ziceți repede acolo în chat. Dăm sau nu dăm pe contract? Facem sau nu facem contract? Am norocul scris în frunte. Am norocul scris în frunte. E norocul meu. Haide! Guys, am văzut că s-a băgat ceva update la CS2 azi noapte. Dă-i, hai să vedem. Contract. Primul contract făcut pe stream. Hai, mă, tată, mă. Hai cu ceva bun. Vai de capul meu. Vai de viața și de zilele mele. Ne-a rupt în două, guys. Ne-a rupt în două. Nu rici, nu câștigi. Și am câștigat Sharpie din mâna. Salutare, Adi! Salut, bro. Ce zici? Cum ești, bro? Toată stima, bine ai venit pe stream. Sharpie l-a câștigat. Hai cu CS-ul, că am degenerat rău. Deci o să dăm un meci de încălzire. După care... De fapt, cred că vă zic acum, înainte de joacă, guys, la 50 de like-uri, vă arăt ce cuțit am primit de la domnul Panciu, guys. Un cuțit bombă rău de tot. Dacă vedeți cum se observă în CS2 sau... Fai de capul meu. Și vă zic și ceva foarte, foarte mișto. Da, Mario Clisu, sigur că da. Sigur că da, normal că puteți juca. Hai să-l deschidem pe Imogen, guys. Două cutii Imogen. Eu vreau să joc cu tine, nu pentru șaorma. Păi o să dăm un meci așa de încălzire. După care dăm un meci decisiv. Mai deschide. Bună etapa asta, te pup, bro, cu respect. Doamne ajută, bro. Salutare, cu respect. Abia aștept să-ți dau skin-ul câștigat la giveaway. Salutare, Alexandru Negru. E trebuie să joc cu tine, nu am jucat, nu mai țin minte. Da, Alexandru Negru, sigur că da. Dați, pregătiți codurile. Dăm un meci de încălzire și cu Prime și cu non-Prime. Nu mă interesează. Așa și dacă aveți Prime și dacă n-aveți, deci cam de fan primul meci, după care al doilea meci vedem. Cred că doar Prime, vedem cum o să fie. Avem bani de 3, nu avem doar de 2. Ce mai faci, Adi? Cum ești, bro? Toate bune, toate frumoase. Știu cuțitul Vereș. Ce cuțit e, Zaie? Ia, ce cuțit e? Mă duc să mănânc, că joc next, poftă mare, bro. Păi vedeți că dacă jucați în primul meci, aveți șansa de a juca și în al doilea meci. Adică primul meci e de încălzire doar, asta zic. Deci asta nu înseamnă că dacă vă iau în primul meci, gata, vă elimin gen forțat. Nu, primul meci e de încălzire. Joacă, poți să pice cineva care a jucat, poți să pice cineva care n-a jucat. God knife. Mamă, dar pierdem toți banii aici. Toți banii pierdem, guys, nu e bine. 58, ai, nu ne-a mai dat ceva să vindem, nu ne-a mai dat. Ce cod e nevoie? De invite, brother. O să-ți arăt imediat. O să vă arăt imediat de unde luați codul de invite. Dar de ce nu mă lasă cu balanță? Trebuie să selectez skin-ul. Păi ceva de 200 aș vrea. Ia, să pierdem toți banii pe spate. Cum ne place numai nouă. Șanse de 28%. Normal. Bravo. Hai, toată lumea, aplauze, Vereșan. Bravo. Cel mai tare upgrader, Andrei Vereș. Bun. Deci n-am făcut decât 50 de like-uri, dar haideți că vă arăt acum despre ce skin este vorba, guys. Spuneți, nu, vreau să-mi spuneți acolo în chat mai întâi despre ce skin credeți că este vorba, despre ce cuțit este vorba, da? Bun, și eu o să schimb pe pagina cu numărul 2 pentru că nu o să vedeți cum. Hai, vreau să spuneți acolo, Knife Huntsman? Dar de unde știi tu că e Huntsman, Zaie? Nu știu dacă e Huntsman, nu pot să vă spun, da? God Knife? Ia, vreau să-mi ziceți în chat despre ce cuțit este vorba. By the way, am dat butterfly înapoi, domnului Panciu, în care am bit un skeleton. Neață și-n pai. Sunteți pregătiți, guys? 3, 2, 1. Huntsman Doppler, guys. Băi, dacă vedeți cum se vede cuțitul ăsta în CS2, muriți de bucătărie, chiar că e de bucătărie. Pentru o săptămână avem această binecuvântare asupra contului nostru, guys. Avem această binecuvântare și poate vă întrebați și ce este cu aceste 2, 4, 6 skin-uri, guys. L-am văzut în inventar, dar când l-ai văzut, brodere? Când l-ai văzut? Vă place? Băi, trebuie neapărat să intrăm în CS2 să-l vedeți și voi cum se observă. Dar hai să facem 50 de like-uri acolo, că se poate. De la cine l-ai furat? De la domnul Panciu pentru o săptămână, bro. Puteți să mergeți să-i dați o subscribe acolo domnului Panciu. Bun, stați un pic să dăm aici anunț și pentru membrii, 2 secunde. Și l-am văzut, dar cum l-ați văzut, măi, Frosty? Explicați-mi și mie cum Dumnezeu ați putut să-l vedeți. Eu nu pot să-mi explic în cuvinte. E foarte mișto. Bun, guys.
domnul de la GG Drop mi-a dat astea 2, 4, 6 skin-uri pentru niște persoane, da? Speciale. Bun, și acum o să încerc să vă vorbesc despre treaba asta. Și acum, dar și înainte de extragerea cu shawarma, când suntem probabil mai mulți pe stream. Deci, pe lângă skin-urile pe care o să mi le mai dea pentru voi, gen că să dăm câte un skin pe live, mi-a dat 6 skin-uri la dispoziție pentru persoanele care depozitează pe GG Drop, oricât vrea inima voastră, da? Deci, este vorba de un M4 A1S Decimator de $17, AK47 Point Distillery de $15, AVP Chromatic Aberration $13, OSP Trader $13, Glock Vogue Factory New $12 și Desert Eagle Factory New Light Raid $7. Deci o să fie 6 câștigători, da? Și practic eu o să primesc o listă cu toată lumea care depozitează pe GG Drop cu codul VERE și atenție. O să-mi dea o listă și vom extrage pe live. Toate astea 6 skin-uri se vor duce la 6 câștigători care depozitează cu promo codul VEREŞ. Pe lângă ce skin-uri o să mai dăm noi de acum încolo. Astea 6 skin-uri sunt doar pentru cei care depozitează începând de acum până la sfârșitul lunii, da? Până pe 1 noiembrie. Cât e minimul? Păi ideea e că voi pe GG Drop puteți depozita și cu, și cu skin-uri, da? Doar foarte important aici când vă duceți la refil în dreapta să folosiți promo codul VEREŞ, da? Enter, yes, toate cele. Puteți cu Visa, puteți cu PayPal, puteți cu Skinsback, dați aici fain frumos dacă observați, aici vă arată skin-urile, așa. Puteți cu Google Pay, cu App Store-ul sau ce-o fi ăsta, o grămadă de metode prin care puteți depozita. Acum știu că poate multora dintre voi nu o să vă convină. El asta mi-a zis: băi Vereșane sau băi Andrei, băi Vereș, îți dau 6 skin-uri la dispoziție. Până în toate skin-urile astea sunt 76 de dolari, aproape 80 de dolari. 6 skin-uri la dispoziție, 6 câștigători. O să ai o listă cu toată lumea care depozitează, nu contează cât, deci doar să depozitați. Că, nu știu, 2 dolari, 5 dolari, cât vreți voi. Deci nu, nici mult, nici puțin, cât... Cât e minimul? Păi nu știu, brodere, ori 2 dolari, văd că aici, văd că mă lasă cu minimul, 1 dolar e minimul. Sau, oare greșesc eu? Cred că e un dolar e minimul, brodere, din moment ce scrie aici. Nu știu exact cât e minimul de depozit. Uite, aici cu Visa e un dolar, aici cu Visa ăsta e 5 dolari. Na, nu știu, depinde. Aici e 5 dolari, aici cu skin-uri, puteți și cu skin-uri, numai să folosiți foarte important promo codul VEREŞ, da? Ca să primiți 11%. Deci vedeți că o să primiți și un discount. Bine? Te pup, Shadow. Deci pe lângă skin-urile pe care o să le mai dăm de acum încolo, în fiecare stream cât e un skin de 10-12 dolari, astea 6 skin-uri mi le-a dat special pentru persoanele care depozitează până la sfârșitul lunii, câte 1 dolar, 5 dolari, cât vreți voi. Deci nu trebuie mult, nici puțin, deci cât vă lasă inima. Bine? Acum sper să fie persoane, că dacă nu le dăm, asta este, va trebui să le dau înapoi. Sau Claudiu Neagă, salut. Deci intrați frumos pe site, vă duceți la refil, promo codul VERE și primiți un discount, dați cu Visa, văd că minimul e un dolar, minimul de 5 dolari aici pe astea 50 de metode, deci na. Și sunt skin-uri foarte mișto pe care o să ne jucăm astăzi, bună și școș. Bine, o să facem oricum un clip până în 1 noiembrie, da, până în 1 noiembrie, Smilgo. Primesc și urma, da, poți să mi le dai mie de pe acum? Deci cine depozitează 1 sau 5 dolari pe GG Drop sau 2 dolari, uite, cu aici puteți și 2 și 3 dolari, cât vă lasă inima. Puteți prin PayPal cu Kinguin, puteți prin Kinguin cu gift card, aveți o grămadă de metode. Mi-a făcut case opening-ul ăla? Da, Șișco, și am făcut, brodere, a apărut. Acum nu știu ce cutii mi-ai dat tu, pentru că am deschis doar Evolution, Recoil și Dreams, cele care au rămas le deschid într-un stream următor... Ori în următorul stream, ori peste două streamuri. Vedem, că momentan au trade, sunt pe contul secundar. Uite, brodere, sunt aici. Sunt aici cutiile rămase, știi ce zic, brodere? Ah, e inventarul privat, sorry. Deci sunt cu toate cutiile sunt acolo, bro. Ți-a picat cuțitul la forță? Da. A picat cuțitul la forță. Deci o să le deschide pe toate, Șișco, și o să le deschide pe toate. Te cred, chill. Te pup, bro, te pup. Deci sper că ați înțeles ideea. Dacă bag acum se pune sigur că da, începând de acum, normal de la 1 octombrie trebuia treaba asta, dar abia ieri sau altieri am reușit să vorbesc cu el. Deci, să repet o dată pentru toată lumea care e prezentă pe stream în momentul de față. Avem 6 skin-uri puse la bătaie, toate le vedeți aici, aveți tot, prețul lor, exteriorul fiecărei arme, toate valorează 77 de dolari. Am uitat să modific. Și toate valorează 77 de dolari. Tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați pe GG Drop, da? Vă duceți la refil, promo codul VEREŞ, așa, apply,
și să depozitați, uite, prin metoda asta puteți $1, $2, $3, prin metoda asta $5, skinuri, PayPal de asemenea, puteți și, uite, $5, 10, cât vă lasă inima, nu trebuie să depozitați mult. Nu contează cât depozitați, contează doar să folosiți promocodul Verej la depunere, indiferent de cât este depunerea respectivă. Și automat intrați în tombolă și mie o să-mi dea ownerul de la GG Droblista, iar eu o să extrag pe live toate cele 7 skinuri pentru voi. De la cel mai mare la cel mai mic, cum ar veni. Deci, let's go! L-am folosit, dar nu trebuie neapărat să-l folosești, trebuie să și depozitezi cu el, bro. Deci, că el are automat, el vede cine depozitează, știi? Asta e regula pentru skin-urile astea. Acum, na. Dacă o să iasă bine și o să meargă treaba, o să faceți și cu un cuțit dacă vrei, și cu o pereche de mănuși. Poate un cuțit, o pereche de mănuși. Asta depinde de voi. Am depozitat, gata, serios? Forță, bro, forță. Bun, hai să intrăm în CS, să vedem și de cum se observă skin-urile, guys. Sunteți pregătiți? Bun, închidem asta, deschidem CS-ul. Hai să vedem. Hai să vedem cum se, să vă arăt cum se vede cuțitul. Haideți, guys. Hai cu like-ul, are forță acolo, Rifol, Bulan, let's go. Care e codul ăla? Vere. Și aveți totul în descriere. Totul aveți în descriere. Bun, Andreiopca. Și moderatorii să le mai spuneți. O să vă mai zic și eu pe parcursul live-urilor, o să fac și o descriere specială. Ia, vezile, tată, ia. Deci, uitați-vă cum se vede. Ăsta pleacă la voi pentru cei care practic folosesc promo codul Vere și la depunere. Uite, AVP-ul ăsta de asemenea. Glock-ul ăsta, USP-ul ăsta, The Traitor, AK-ul ăsta care are și sticăre cu Vitality din câte observ. Așa, și M4-ul ăsta, forță. Iar cuțitul, guys, ia vedeți, tată, hai să facem 60 de like-uri acolo că se poate. Până când asta, până pe 1 octombrie aveți șansa să vă scrieți la tombola cu 6 skin-uri, da? Nu contează că depozitați, contează să depozitați cu promocodul Vereș, atâta tot. Promocodul Vereș la orice depozitare, primiți discount, primiți și plus de la mine. Vă scoate și skin-ul, atenție, orice, deci cum să vă spun, că sunt multe de spus. Odată ce depozitați cu promocodul Vereș, intrați și în tombola asta cu skin-urile, da? Le primiți instant de la mine până la sfârșitul lunii. Deschideți și o cutiuță pe site, dacă vă pică ceva, vă deblocați și withdraw și scoate skin-ul respectiv, adică aveți, deci banii nu vin mie cumva. Practic, tot voi depozitați, voi deschideți și intrați și în tombolă cumva. E ca la Hellcase, în trecut, doar că eu am skin-urile acum la mine. Și o să primesc lista pe 1 octombrie și o să extragem, bine? Deci, băgați acolo tare. Am văzut videoclipul cu Balaș frumos cu Sista picat la final, ultima gotie, te pup, te pup, brodere, te zic grec. Salut, Acvile, te pup, brodere, sper că am citit numele bine. Te salut cu deosebit respect și felicitări pentru tot ceea ce faci, bro, toată stima, man. Acvile, sper că am citit bine numele. Bun, ăsta e Deagle-ul, guys. Ăsta e AVP-ul, ăsta e Glock-ul, USP-ul, AK-ul și M4A1S-ul. Sunt frumoase și de bun skin-urile, sunt frumoase. Până pe 1 noiembrie, da, până pe 1, am zis 1 octombrie, până pe 1 octombrie, guys, iertați-mă, până pe 1 noiembrie, până pe 1 noiembrie aveți chestia asta, timp la dispoziție să faceți, bine? Iertați-mă, guys. Toată stima, Acvilen. Hai să faci 60 de like-uri. Care e codul de invite? Te duce aici la play, la private matchmaking. Dar pe ce cont, Dumnezeule mare, sunt? What? What? Iubire, uite de pe live. Dar doarme. Băi, guys. Nu, Cristian Marian, brodere, până pe 1 noiembrie, iartă-mă, brodere, m-am încurcat. Bună, worker joker. Băi, fraților, de ce mi-apare asta aici? What the fuck? Ăsta nu-i contul meu, gen, uitați-vă și voi. De ce mi-apare codul ăsta la Risa aici, când eu, contul meu e Andrei Vereș? What the fuck? Serios, așa apare la cine ai făcut... Așa apare cu cine ai făcut ultimul lobby? What the fuck is this? Ok, păi fiți atenți, guys, vă duceți la play, la private matchmaking și aveți în dreapta aici share code-ul și copiați share code-ul ăsta, iar eu o să vă bag codul aici, gen. Doar că codul ăsta nu e al meu, e codul Blarisuca, gen. Trebuie codul vostru cumva, aveți grijă. What the fuck? Te pupă, Cristian Marian, să rămână de prezență și bine ai venit pe stream. Dacă vreți, mă repet încă o dată ca să nu fie, să fie treaba, da? Dacă vreți ca să nu vă mai jura, să nu vă mai luați de mine și cu ocazia asta e ultima oară că repet, doar când o să mă extragem shawarma de astăzi o să vă mai spun. Deci împreună cu cei de la GG Drop, care mi-au oferit 6 skin-uri la dispoziție, începând de la M4A1S până la Deagle, 6 skin-uri, forță, $77, aproape $80, toate skin-urile, o să fie 6 câștigători. Ca să puteți participa la tombola asta, trebuie să intrați pe GG Drop.
să folosiți codul VERES la orice depunere, indiferent de cât vă lasă inima. Eu o să primesc lista cu toate persoanele care au depozitat, iar pe 1 noiembrie, chiar era să zic 1 octombrie, pe 1 noiembrie o să extragem pe live și 6 câștigători care au depozitat cu promo codul VERES și s-au băgat la tombola aceasta. Sper că m-am făcut înțeles, da? Da, bun. Ok, deci să vă spun cum o să procedăm acum, guys. Vom da un meci de încălzire, deci meciul ăsta nu se pune. Vom da un meci de încălzire, dăm și noi un pic drumul la brațe. Prime, non-prime, nu contează, primim pe toată lumea. După care dăm meciul decisiv în care, practic, tot fragărul o să plece acasă cu șaurma. Pe lângă asta, pentru cei care sunt prezenți pe live și fac regulile din descriere și apasă acolo pe butonul de like și de subscribe și toate cele și dau follow pe Instagram, o să dăm o șaurma cu naibotul pe cea, da? Deci două șaurme pleacă pentru voi astăzi pe stream. Așa că hai cu like-urile alea, forță, ce mai? De tot fustăcim atâta. Bun, vreau să intru la cineva în conversație aici, să las codurile de invite, uite la Eddie dacă e. Să luăm niște coduri din chat, uite, luăm așa pe Alex Bălan odată, pe Alexandru Negru, ok, pe Smiglo, așa și pe Etapaste, hai. Bun, astea sunt cele patru persoane, atenție mare, persoanele astea cu care mă joc acum, o să aibă șansa, în cazul care le iau sau nu le iau, să joace și în următorul meci, depinde cât suntem pe live și cum dau codurile. Bine, cine a prins loc acum, cu atât mai bine că prinde loc meciul următor. Deci, na, ok, mergem la play, la, de fapt aici e bine, și ne apucăm să dăm, ăsta este meciul de încălzire, până atunci puteți face regulile din descriere, dacă nu prindeți loc, nu e niciun fel de problemă, pentru că tot o să dăm o șaurma pentru cei prezenți pe live în momentul de față. Deci pe spate astăzi, pe spate gaming, cum zice Jaxi. Opa, aici am copiat cum nu trebuie. Trebuie să schimb și eu playlist-ul ăsta la melodie, că mă nenorocește. Văd că ne jucăm full prime. Eu mai am nevoie de vreo 6-7 meciuri, deci ceva de genul să-mi aflu rank-ul. Băi, guys, și am o întrebare. Am o întrebare și aș aprecia dacă mi-ați răspunde cu sinceritate, da, până intră ultimul băiat. Iubita mea Larisa s-a jucat și a, adică a făcut cele 10 win-uri pe Miraj, da? A avut, cred că maxim 3 loser-uri, deci 3 loser-uri, restul toate win-uri, da? Pe toate meciurile a fost o fragor pe spate, mare parte ne-am jucat doar noi, eu cu ea atâta, știi? Și băi, a dat Silver 2, cum e posibil să câștigi din 13 meciuri 10 le câștigi și să primești Silver 2? Explicați-mi, și în toate meciurile aproape să fii o fragor, dacă nu pe locul 2, gen secondary fragor, adică cum e posibil? Explicați-mi și mie. Băi, s-au modificat rankurile sau ce s-a întâmplat? Vă rog frumos, voi ați primit rankurile la CS2? Că să mă bată mama, e groaznic de bun cu rankurile. Cum să fii tu fragger aproape în fiecare meci și să primești Silver 2? Cum? În beta mi-a dat 10, dar nu la rating, mă refer la Mirage, rankul pe Mirage, nu la Premier, la competitiv. I-am pierdut 4 și am luat Silver 3. De ce să ne... Deci, băi, s-au modificat sistemul de ranking pe... Adică la modul e mult mai greu să iei un rang mare sau pentru început îți dă Silver sau cum, Dumnezeu, că nu pot să înțeleg. Eu am primit Silver 1. Eu eram suprim pe CSGO și am luat... Dar nu Premier, nu Premier și Scoș. Mă refer la rankurile pe fiecare artă, că trebuie să joci minim 10 meciuri pe fiecare artă ca să primești... Că să primești rank pe fiecare artă, 10 meciuri. Toți primești Silver din câte am văzut, dar de ce nu joci Premier? Păi deci că... Asta că e mai chill așa vreo ocazie. Te pup, Imprex, te pup, toată stima. Hai să facem 65 de like-uri acolo. Nu mai zic nimic, Smiglo, e foarte greu acum. Deci, guys, să nu ieșiți de pe live pentru că... S-au resetat rancurile. Să nu ieșiți de pe live pentru că meciul ăsta este de încălzire, după care vine meciul cel mare, după care și-a urma pentru voi, pentru cei prezenți pe cea, da? Și moderatorii mai puteți spune de tombola asta dacă intrați pe GGDrop și depozitați cu codul VERES și oricât vă lasă inima, intrați într-o tombolă și puteți câștiga astea cele, adică unul din cele 6 skin-uri, 6 câștigători să fie, bine? 6 câștigători pe spate. Și-a urma, da. Bun, hai să dăm atunci play și să vedem ce reușim să facem. Doamne ajută. Guys, o să opresc puțin de tot web-ul, 2 secunde. Și revin imediat, bine, 2 secunde și dau și melodia mai încet că ne rupe la timpane. Ia, găsiți noi ceva mai. Uite, asta pare să fie mai ok. Uite, ne-a găsit și meci, Doamne ajută. Ok. Perfect, 2 secunde. Pe spate. Vrei și crezi că după live filmăm? Nu știu, brother, să vedem, să vedem. Guys, sunteți pregătiți să vedeți cum se vede cuțitul? Bun, închid asta. Asta momentan nu mai am nevoie. Dăm don't save. Ok, și deschidem aici așa. Perfect. Nu știu, brodere, să vedem. Ce zici, Claudiu? Cum ești? Bine ai venit pe stream. Ia, uaaa. Uaaa, cum se vede, guys.
Mamă, mamă. Mamă, mamă, cum se vede. Mamă, mamă, mamă. Ioi tu, ioi tu, cum se vede, sărim chat. Wow, cum lucește. Hai să vedem, guys, ce reușim să facem. Bine revenit, Redo, bine revenit. Premier e main rank pe CS2. Nu mai zic nimica, brodere. Salut! Salut. Unde, unde vreți să mergem? Deci meciul ăsta este de încălzire. Hai să pușăm B-ul. Meciul ăsta este de încălzire, guys. Aveți și ținta în descriere, că am văzut că în ultimul stream ați întrebat de ea. Și cei care n-ați prins loc, vă pregătiți pentru următorul meci. Eu țin under, țin under. Bun, bun. Pregătiți codul pentru celălalt meci, faceți reguli din descriere. Vă pregătiți pentru celălalt meci, pentru meciul cel mare. Doi am văzut acolo. Am bătut? Nu l-am bătut. Kitchen. Mamă, ce flash-uri luăm. E short, 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 short. Nu mări, nu mări. Băi, are cap, are cap, vezi că are cap. Cum a bătut ăsta tăța? Are cap ultimul. Lol, what the fuck? Ce bulan a avut. Băi, de-aia am dat cap și nu a murit și am dat și glos după. Ok, bro. Ok, ok. Are cap, bro, 10 viață. Bravo, bravo, bravo. I-am dat 90, cât i-am dat? 98, nu, nu. Încercăm macro B. Bro, putem, vă dau eu smoke, smoke la geam. Încerc să dau short-o. Bine. Ce delay mic ai? Mă bucur că e mic, Smiglo, mă bucur, mă bucur. Sper că n-ai făcut mișto. Vă place cuțitul, guys? Mă place. Băi, mulțumim tare mult lui Panciu. Dacă vreți să mergeți să-i dați un subscribe, vă recomand și vouă. Rămân casă, sau? Hai că rămân casă. Rămân eu casă, B. Nice. Hai că e bine, hai să facem acolo 100 de like-uri. Știu că e greuț, dar ușor, ușor. Bravo. E bine, zero de tot. Dacă vă place și challenge-ul ăsta, poate în următorul stream sau, mă rog, când o să mai facem challenge-uri, putem. Hai să mai încercăm încă o dată B-ul. O să dăm 4 shawarme. 2 în match, 2 pe live, gen, cu n-ai botul. Pentru voi. Dar de unde știi că doarme la Risuka, brodere? What the fuck, man? What the fuck, man? Au blocat băieții. Luați bomba, luați bomba, că stau. Nimic under. Kitchen. S-a retras. Are scout. Bro, dar ce trage ăsta? Dar cine se bagă al meu cu mine? Încă unul, încă unul. Bravo. Nice, 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 nice. Hai că e bine, e că e bine. Hai să dăm și noi drumul la brațe, ca să-i batem pe băieți. Ne luăm și noi acá frumos pe spate. Let's go. Încercăm pe acu smoke-uri? Da, mă duc eu under, mă bag eu under. Okay. Eu dau molly window. Am camere la tine în dormitor. Băi, auziți-l pe omul nostru, ești nebun. Dau jungle atunci că cum adică? Vorbește frumos, brodere. Dar ce faine skin-urile. Sunt faine rău skin-urile, guys. Connector-ul nu? Nu spune că nu. Cum n-a murit ăla? Cum n-a murit, mă, frate? La cine mi-a dat flash-ul ăla? Ești nebun? Al meu mi-a dat flash peste. Doamne, băi, dar... Dar cine mi-a dat flash-ul ăla? Vedeți că con mulți. Am, mă, bro, beciul ăsta mă simt beituit. Cine a dat flash-ul ăla? What the fuck? Bravo, bravo. A dat, cred că am eu flash peste. Mamă, mamă, guys, ăsta nu e meciul meu. Nu-mi place.
cum n-am murit acolo, că i-am pus sinta pe cap. Mă duc, a, nu mă mai duc under, ești nebun. Că mă baituiesc, că mi-mi dau flash-uri peste mid. Da, hai, da. Să stea unul la push ramp, vă rog. Că dau smoke jungle. Bro... Da smoke stairs. Am asta ridicat sus? Uneori nu vrea. Bro, dar nu, am avut numai meciuri bune. Mamă, ce... Nu știu, dar ce se întâmplă în momentul de față e super ciudat. Nu știu ce-s meciurile astea, sincer. Dar e super ciudat totul. Ei au dat flash din short, nu ai tăi. A, serios, Bogdan, nu știu ce se întâmplă, dar nu-i meciul. Mie nu-mi place ăsta, iec, iec. Nu știu ce se întâmplă. Bă, dar ce-s cu meciurile astea infecte? Chat, m-am tiltat, băi, ultimele meciuri au fost bune. Un drop, vă rog. Cară, Moli, se bagă la peste. Ce Macau se joacă aici, ești nebun? Mergeți voi, mă duc under. Nu știu, băi, brodere, dar Bogdan, am avut și meciuri bune, știi ce zic? Adică, nu mă uite de ce Macau joacă ăștia. Ăla, CT, cu, se bagă prin Moli. Stai, să vezi numai acum, băgam eu așa. Da, short-ul, nu? City. Ce te cu AWP? Mort, ce te-au mort. Na, du-te, duce-te să te duci. Nu, e connect ăsta la stairs, guys. Ai, mă, frate, mă, ce băi, ce silvers. Ce silveri. Doamne, s-o mustă la... S-o mustă... Mamă, stai să ne activăm așa, guys, să facem 70 de like-uri, să ne activăm, că m-am enervat rău de tot, să-i distruge pe ăștia, să-i mâncăm de vii. Băga mi-aș gura lor. Bravo. Deci ultimele 6 meciuri după live au fost mai bune, tot fragăr am fost, zice. Bun, și acum pe meciul ăsta, ăsta nu, nu se vrea, guys, nu se vrea, nu se vrea. Nu se vrea, guys, nu se dorește. Nu, cam, bro, mersi. Vreau ca în următorul match. Vreau ca în următorul match, guys, să fiu tot fragger, să păcălez eu. A zis cumva cuvântul cu băgameș, nu am zis, am vorbit frumos, brodere. Am vorbit frumos. Corector. Short. Mamă, ce flash-uri care ăștia jucători. Uite jucătorii. Ia uite jucătorii, ia uite jucătorii. Ia uite jucătorii după matchmaking, guys. Nu, îmi dă cacu pe 90. Pe 90 îi lasă jocul ăsta. Guys, da short, bate, ai zbătut short-ul. Window. Doamne, bro, mă bate din șorcoa mea, ești nebun. Mamă, ce meci avem, doamne. Băi, ce-i cu meciurile astea? Ce bait fac și băieții, doamne. Mai luăm o gură de cafeluță, că... Cred că e prea de dimineață pentru ce, să nu știu. Uneori... Bravo. Na, uite. Și mie, îmi dă capul pe 90, gen. Andrei, ce saturație ai? Brodere, am saturație în OBS adăugată, știi? Adică eu văd jocul normal, un drop, vă rog. Eu văd jocul normal cum îl vedeți voi, gen. Mamă, ce match infect, doamne. Băgam ea și piciorul să-mi bag în el match. Ah. Bă, frate, și m-am jucat și am avut numai meciuri bune aici de mâși acum cu un joc pe live. Mă bate cu pe 90 care e laser. Am flash lampă. Nu, sunt călzit probabil. Suntem și mulți în rampă, uite.
Mă bag în rampa, a fugit. Nu mai se bată băieții că nu mai. Ce te? Conect. Am furat kill-ul, bineînțeles, cum îmi place numai mie. Ultimul? Ferească Dumnezeu ce Macau se joacă, băi ce... Dar la început la premier parcă nu era așa mare Macau, ești nebun, acum parcă tot mare tar... Băi, de când s-a dat accesul free la toată lumea, e... De ce credeți că toți au fugit pe Faceit după ce s-a băgat CS2? Că aici e numai Macau se joacă. Da, o să mă uite short. Mă duc eu. Hai, face și noi măcar 10 fraguri, că să mă bată mama. Suntem la full prime și să-mi dea și mie un rank ca lumea măcar. Și acum parcă vedeți că pușează. Hai să facem 70 de like-uri, guys. Să rămână mult de susținere. Bravo. Distrug tot, băieții. Cred că plus pe ea. Mamă, ce flash-uri bag ai mei. Ferească, bună Dumnezeu. Vezi, asta e într-un fel nașpa că... Mamă, ce mă blochează. Connector, connector. Asta e într-un fel nașpa că dacă facem challenge-ul ăsta, practic trebuie să ai multe fraguri și băieții fug după... Da, sigur că dau viță. Te-am pus pe TikTok, brother, și pe YouTube Short, ai văzut? Fug după fraguri, ești nemun, și asta e într-un fel nașpa. Dar măcar câștigăm, adică măcar hai să câștigăm, să facem. Dau smoke. Să facem, să dregem. Okay. M-a dus să pușez zărampa în parte. Mi iese bomba, băieți. Window. Nu am înțeles cum stă treaba. Băiatul are delay. Na, mă, dar nu se poate. Numai, băi, MP9-le, unul rampă. Unul, deci numai, băi, P90, P90 și MP9 laser, efectiv, îți laser, bă, băiature. Și cum ia câștigătorul și a urmat? Păi, trebuie să fii tău fragăr, rezumă. Tău fragăr, bro. Seringă, seringă, P90 și MP9 lasere. Poate cu polarul ieși, nu iese ceva. Au băieții bani, au băieții. Of, doamne, doamne. Te pup, capo, salutare, îți face 70 de like-uri, mă duc, rampă. Trebuie să fii tău fragăr, bro. Și în cazul care nu intri în meci, neața robică. În cazul, și nouă va da, în cazul care nu i-a pus să intri în meci, sau nu apuc să-ți iau codul, brodere, dăm ușa urma pe chat pentru cei prezenți pe live. Poți să... O smoke. O, unul jungle la VP. Thunder palat. Am bătut? Na, uite-te și tu că nu... Nu știu, dar nu mă ajută nimeni. Uite, cu verde lângă mine. Under pala, bro! Na, uite-te și tu. Băi, și asta mă irită foarte mult. Să nu fi băgat încă workshop-ul, să poți să-ți bagi tu niște părți. Oh, ce meci de căcat e ăsta, doamne. Băi, sper ca următorul să nu fie așa de căcat, să mă bată mama. Îți trimit print? Da, am trimis print cu kill-uri. Prea de căcat meciul ăsta. Na, el dă mori în ramp. Uite, jucătorii, bro, jucătorii. Na, păi ia așa și du-te. Du-te, ia și tu așa. A, ia, luați. Ia așa și du-te, pentru răzâmă a fost. Știu că am armă, dar încerc cu digălul. Ia așa, pentru râzămă tepul ăla, ești nebun. I-am dat-o, că m-am enervat, ești ce tevi, am dat, salut fănuiu. Ai zis fănuiule ce am tras să-l ia. Ia glonțul ăla și du-te pe barcă. Hai să-i batem, hai. Să-i distrugem, să luăm rankul ăla mare, guys. Ține-o. Stau, băieți.
Ești pe azi, la 7 cu 8, așa sunt pe ei, bro, de, ei, sunt ei pe mine. Fă-ne eu, hai să ajută-ne, trăiască tot ce mi-ai spus să facem 70 de like-uri. Bro, ai dat-o, bro, i-am dat-o rău de tot, bro. Bro. Cred că... B2. Bun, da, băieți, îmi place că își dau viața, dar prin meciul ăsta e de încălzire, adică... Short mort. Bravo, bravo. Băieți! Bănuiesc că știți că ăsta e meciul de încălzire, nu? Adică... Să jucăm chill, jucăm chill. Așa, așa. E data rău de tot. Bă, Denis, vorbește frumos acolo, Denis! Vorbește frumos, Denis! Ah, păi înframează, mulțumesc, Counter, mulțumesc din suflet. Bomba mea. Bat-o. Pala, păi. Ah, păi lasă că... Mid, under. Dau flash pe mid. Ia. Macau jucăm. Macau. Hai, guys. Hai. Dăm și noi drumul la brațe sau murim în lavă. A venit să-ți iau shawarma, doamne ăștia, brodere. Dacă nu din match, de pe live. Nu uitați că la 150 de like-uri, chiar dacă dăm un shawarma pentru top fragger, dăm și una pentru cei prezenți după stream. Gen banii de o shawarma. Ați înțeles ideea, bănuiesc că sunteți mai veterani din comunitate și știți exact cum rulează. Bravo, mersi, mersi de noi. A, păi mi-a dat nade ăla de n-am văzut nimic, ca nici eu n-am tras și drept, dar... De ce ai dat nade așa aproape? S-a băgat în apă, băieți. Te-a aruncat. Păi dacă am eu dă hei aproape... Păi nu înțeleg de ce ai dat hei aproape. Mid. Mid ultimul, secat, secat, secat. Mi-a dat-o el, vezi? E tot ăla care i-am dat tep, bro? Tot ăla m-a bătut? E ăla de i-am dat tep în stairs? Sau aici? Mid era. Mai vin Craiova? N-am fost niciodată în Craiova. Guys, e frumos în Craiova, ați fost? Cum vi se pare? Eu zic să alegi persoane prin aibă care joacă prin aibă, să fie corect. Vreți să alegem persoanele prin aibă să fie corect? Ok, ok, sigur. Dăm și anunț pe comunitate, pe Discord, pe astea. Salut, Nofing de Nuț. Dacă vreți să alegem persoanele prin aibă cu care să joace, bine? Ca să nu ziceți că fac eu favorizări. Nu am fost, vin în Galați. Mamă, bro, acolo vrei la haide. One v one situation. Vine și smoke-ul. Nice try, man. Nice try, oricum. Ah, mă, dar toți au frag-uri, mai puține. Nu se vrea, băieți, asta este. Nu se vrea, nu se vrea. Forțăm. Salut, Son Goku, salut. Salut, 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 salut. Hai în Buzău. Ce zici să... Son Goku-le, cum ești, bro? Toate bune, man. Dacă dau smoke în con. Ce ai scris acolo, Robica, brodere? Tu vrei să ne juri sau cum? Bravo. La B, la B, la B. La B și mi cred. În conul. Sau? Treci pe mine. E bomba, B. GG. GG. GG, 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 GG. The Ding Dang Master, Ding Master. Ia câte ne mai trebuie, guys, să ne luăm și noi drop-ul astăzi. Mersi și eu, băieți, mersi. Uai, când nu mai trebuie să-mi iau drop-ul. A, 4 competitive-uri mai trebuie. A. Nu, nu, 6 mai trebuie. 6, 6 mai trebuie. Uite, 4 competitive-uri câștigate. Am. E bine, e bine. Hai, guys, ne facem rank-ul pe astăzi. 6 mai trebuie, da, iertați-mă. Băi, cât mai îmi trebuie, ați văzut? Uite, un pic să-mi dea drop-ul. Mă duc aici la store să-mi dea drop-ul ăsta frumos pe spate. E bun, guys. Punem jocul în bară. Fiți atenți, nu dați codurile pentru că... Momentan nu dați codurile pentru că a zis bine băiatul ăla. Hai să fim corect față de toți, să nu zică că... Ba că iau unul care a jucat deja, ba că nu-l iau pe ăla, ba că așa.
trebuie să scrieți un cuvânt în chat și vă alegem cu naibotul, da? Când, după ce vă alegem naibotul, îmi dau scodul și vă iau la joacă direct, bine? Ok, dăm acum drumul la naibot. Două secunde. Gata, să fie corect pentru toată lumea. Și trebuie să scrieți în chat shawarma, bine? Uite, shawarma. Gata. Shawarma în chat. Hai să facem acolo și 75 de like-uri. Nu contează dacă e Prime sau nu. Jucăm și cu non-Prime și cu Prime. Ma dacă dă cu cod acum, ei, mergi mai prost. Repetăm meciul, nu știu. Shawarma pe cea bun. Hai că dăm și un anunț pe comunitate. Salut, guys. Suntem live. Și dăm două shawarme gratis. Te aștept ca să câștigi. Trebuie să... Hai, gata, am dat și pentru membrii, să știe. Și dăm și pe... și pe ăsta, pe grupul de Discord, dacă s-au trezit oamenii. Deci shawarma pe chat, guys. Acum dăm star challenge-ului cu shawarma, da? Grup. Vlad, lasă, nu spamați, să nu spamați, bine, vă rog din suflet. Nu contează dacă ați mai jucat sau nu, pentru că primul meci a fost de încălzire. În cazul care n-ai putut vă alege și ați jucat un meci trecut, cu atât mai bine că v-ați făcut încălzirea. A fost un meci în care ne-am încălzit, să spunem așa. Salut, Zebi, salut, salut, brother. Opa, pardon. Gege, gege, gege. Ok, dar n-am dat anunț pe grupul de Steam, ce naiba? Mă rog. Deci, repet încă o dată, guys, pentru cei care au intrat acum pe stream, împreună cu cei de la GGDraw, pe lângă skin-urile pe care o să le mai dăm de acum încolo, sunt, avem 6 skin-uri puse la bătaie. Pentru cei care intră pe GG Drop, așa, se loghează contul de Steam, folosesc promocodul VRJ la depunere, indiferent de cât este depunerea, nu contează, o să fie 6 câștigători. M-am spus, tot ceea ce trebuie să faceți este să intrați pe site, să depozitați și un dolar, merge și 5 și cât vă lasă inima, poate vă scoateți niște skin-uri de bani aia, sunteți intrați și în tombolă, primeți lista pe 1 noiembrie. Și 6 câștigători o să poată beneficia de aceste M4, acest AK, super mișto, acest The Traitor, Glock Vogue, adică skin-uri foarte, foarte scumpe. Vedeți că toate skin-urile sunt peste 12 euro. Na, deci de astea, salut, salut, Neodonia, te pup, bine ai venit pe stream, bro. Plus acest Deagle, Deagle-ul este 7-6 euro, dar în rest toate skin-urile sunt peste 13 euro, să spunem așa. Bun. Deci astea sunt dedicate persoanelor care intră pe site și până la 1 noiembrie depozitează cât lasă inima, bine? E la finalul, la începutul lunii următoare, la începutul noiembrie, primesc lista și extrag. Da, și dăm și shawarmele astea, sigur că da. Am zis să vă anunț, acum să fiți la curent. Hai să facem 75 de like-uri acolo, ce zici, Neo, cum ești, bro? Bun, a scris shawarma pe chat, ca să jucați cu mine trebuie să scrii shawarma, da? Sigur că da, Sammy, sigur că da. Dar tu să intră de pe telefon și să fie aici pe chat. Bine, brodere, că te așteptă, nu-i problemă. Cât ai dat pe cuțitul ăla, nu este cuțitul meu, Denis, este cuțitul lui Panciu. Mi l-a dat pentru o săptămână, brodere, să mă joc cu el. Am avut acel butterfly, vă pot arăta asta, nu credeți că e cuțitul meu sau așa. Putem să punem și profilul ăsta pe public inventarul. Ia, yeah. Public, inventory, trades. Uite, îți și arăt ca să nu crezi că e... Uite, am scos skin-urile astea, am scos de pe GG Drop, ca să așa. Uite, am făcut el, i-am dat butterfly-ul și mi-a dat acest Huntsman. Nice, nice, Neo, nice. Noi suntem aici pe Cileanu, la un live corect de sâmbătă. Da, 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 l-am dat înapoi. Bun, hai să vedem, prima persoană este Ediro. Edi, codul și te trec aici, brodere. Trec codurile, la cine le trecem oare ea? Tot la tine, uite, tot la tine trecem codurile, brodere. Deci trebuie să scrii shawarma pe chat. Bun. Uite, ăsta este codul, shawarma pe chat și vă ia naibotul. Uite. Nu, dau eu codul că e mai bine așa. Primul câștigător este Ediro, da? Care practic joacă un meci cu noi. După care Capi. Hai Capi, dă-ne codul, brodere, dacă nu te așteptăm.
Raul Morar, S-H-A-O-R-M-A, brodere. S-H-A-O-R-M-A, nu, S-A-O-R-M-A. Raul, bine? Morar. Eu zic că e super mișto pentru că gândiți-vă, nu depozitați, să spunem, $1 sau $5 pentru un singur skin. Sunt 6 skin-uri și gândiți-vă că nu sunt tare multe persoane. Deci cumva odată ce depozitați unul dintre skin-urile astea, o să le aveți asigurat. Și practic dai €5 sau $5 pentru un skin de 16, un skin de 15, să spunem, un skin de 13 și tot așa gen. Asta e mișto. Deci sunt 6 skin-uri puse la bătaie și e mișto ideea. Poate o să facem și cu un cuțit, să dăm două cuțite sau un cuțit și o pereche de mânuși. Depinde de susținerea voastră. Bună, Joan. Stai că l-a dau acum. Bine, brodere. Deci și-a urmat pe chat, bine? Și-a urmat pe chat ca să vă aleagă nebotul. În cazul în care nu ați prins loc acum, nu e problemă pentru că la 150 de like-uri, după ce dăm shawarma din meciul acesta pe care o să-l începem imediat, la 150 de like-uri mai dăm o shawarma pentru cei prezenți pe stream. Așa că, let's go. Bună, Alexandru Gabriel, bună, bună. Nu prea da YouTube-ul notificări, dar aia e, ce să facem? Cât să fă, n-ai cât să fă. Andrei Pădure, cred că mai jucăm. Vedem cum merge meciul, că primul meci, din păcate, nu a mers neapărat atât de bine, dar mă bucur că l-am câștigat și le mulțumesc băieților că m-au ajutat să-l câștig. S-au descurcat foarte bine, eu am scârțit puțin, dar lasă că avem alte meciuri la Palmares. Bună, Ale, bine ai venit pe stream. Avem alte meciuri la Palmares care sunt acolo. Suntem bine cu fragurile cu astea. Dar, băi, ce mi se pare super nașpa este că, de exemplu, iubita mea, Larisa, a avut 13 meciuri, din care 10 câștigate, 3 pierdute. În toate meciurile a avut fraguri multe, a fost printre top fragger, dacă nu top fragger, și a dat silver 2. Deci e o problemă destul de mare la rankurile pe hărți, în cazul ei pe Mirage, adică se dau rankuri foarte mici pentru început, aveți grijă. Sunt curios mie ce rank o să-mi dea, cred că tot silver 2 sau silver 1 poate. Bun, haide capine, da, codul brodere? Mamă, încă 4 like-uri face 70, cei mai tare oameni după pământul ăsta. Și la rating e la fel? Păi nașpa, bro, pe bune? Mamă, bro, dar ce fac ăștia cu noi? Păi, dar de ce nu ne dau și nouă rating mare? Ok, următoarea persoană care o să joace cu noi este Zebi. Zebi, dacă vrei să joci bine, dacă nu, dăm reroll. Astăzi cu alesul, mergi mai prost. O, reroll, Vrășane, m-am jucat ieri cu Zandrei și mi-a scăzut 350 de rating când am pierdut. Feriască, pe bune, bro? Doamne. Pe mine nu mă interesează și urmă vreau decât să joc cu tine. Foarte drăguț din partea ta, să rămână mult de susținere. Hai să vedem dacă joacă Zebi. Dacă joacă e bine, dacă nu, meciul, dacă nu dăm reroll. Cum vrea inima lui. Să ne zică doar dacă vrea să joacă. Îi las pe shawarma lui FKL. Nu gen, adică nu e shawarma gen. Aici nu dăm shawarmele momentan. La final, poți să-i dai shawarma lui dacă vrei. La finalul giveaway-ului. Acum doar alegem oamenii care să ne jucăm. Dacă joci e bine, dacă nu dăm reroll. Să nu iei pe Ale că îți iei viața, că face bait masiv. Nu, dacă nu rol, ok, îmi pare rău. De ales nu alege nimeni astăzi, scuze. Robica, FKL nu te supăra pe noi, asta este, când ești prea bun pentru jocul ăsta, nu te joci cu nupul ca mine, știi ce zic? Hai să vedem Robica, dacă joacă Robica, dacă nu... Băi, dacă nu ați prins loc acum, nu vă supărați, pentru că mai avem o shawarma la peste 100 de like-uri, pe puțin. Deci după ce facem 100 de like-uri, pleacă shawarma pentru voi. Deci tot o să dăm shawarma astăzi. Când facem like-urile, când nu le facem, mergi mai prost cu like-urile astăzi, dar e. Ce shawarma dai? La 30 de lei. 30 de lei de căciulă. Pe Revolut, PayPal sau transfer bancar. Dacă nu aveți niciuna din metodele astea, vă dau un gift card de 5 euro pe Steam și aia e. Doamne, ferească să mergeți, uitați-vă la Robica ăsta, guys, bun. A treia persoană și ultima persoană de astăzi care o să joace cu noi este Denis. Denis, hai să vedem dacă e cu noi. Guys, important e să rămâneți pe live, pentru că, da, v-am spus, la 100 de like-uri, mai avem nevoie de 22 de like-uri și facem 100 și pleacă și shawarma, a doua shawarma. Băi, vorbește frumos acolo, de ce vorbești urât, Denis, ăsta, Robica, de ce vorbești urât, bro? Nu ți-e rușine puțin respect față de oamenii prezenți după stream? Ultima persoană din meciul ăsta, brodere, din primul meci. Iartă-mă pe mine că am proastă exprimare astăzi. Iertați-mă pe mine, guys. Ok, guys, primul meci este aici. Vedem, poate dacă facem mai multe like-uri dăm 3 shawarme. Dar asta depinde de voi. Dacă YouTube-ul nu mai vrea să n-am mai făcut nici like, nu vrea să ne mai recomande, să ne mai... Asta este, na...
Asta este, guys. Nu, nu intrăm de să nu vorbim în joc. Dacă nu vrea, nu se vrea, nu se vrea. Bun. Hai să plece invite-urile la băieți. Să intrați numai în lobby. Așa. Urâtesc în codurile astea de invite. Am văzut, bro, sunt foarte, pardon, sunt foarte, foarte lungi, din păcate. Deci sunt foarte, foarte lungi. Da, aia e, na. Dar măcar acum nu mai te... What the fuck, ce poză are băiatul ăsta, băi. Ok, mă bucur că toată lumea are Prime. Deci e bine, e bine. M-am încălat și facem 80, sunteți cei mai tare, ok. Premier, ce premier? Competitiv și dăm pe Miraj momentan. Pentru că pe Miraj mai trebuie încă 6 meciuri să câștig. Deci contează mult. O dăm tot pe Miraj cu băieții. Că Mirajul e, okay, e ușor. Deci, ce vor trebui să facă băieții? Practic să fie top fragger. Sau să fie unul dintre ei să fie top fragger. Iar ăla o să plece cu shawarma acasă. Și pe lângă asta la 100 și ceva de like-uri, 110, 120, dăm shawarma pentru cei prezenți pe chat. Bine? Când iau mașina, vin pe la tine, Vrăceane. Băi, am văzut că ai luat carnetul. Felicitări, Alexandru. Mă bucur mult pentru tine, brodare. Felicitări și succes acolo și grijă mare în trafic, bro. Grijă mare, nu neapărat, e grijă ălora din fața ta și ălora din jurul tău, pentru că acolo e cam nebunie mare cu traficul. Dacă zi eu tot fragger, dacă zi eu tot fragger, o să dau pe cea așa urma. Dacă sunt eu tot fragger, dar nu o să eu tot fragger, că astăzi nu e ziua mea de counter. Salut, 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 bine ai venit pe stream, domnul The Game G, domnul Daniel. Nu o să fiu tot fragger, nu o să fiu tot fragger, bro, o să vezi că o să fure băieții toate fragurile. Îți las adresa pentru shawarma? Da, da. Nu sunt nici încălzit. Na. Ui. Vrei să mai joci după? Da, mai jucăm dacă vrei, sigur că da. Doar să dați acolo un like pentru frățierul vostru Vereș. Ți-a plăcut Kiss Opening-ul cu Palaj? Zebi, l-ai văzut? Sau Vlad, sau băieți, ați văzut Kiss Opening-ul cu Palaj? Bun. Deci băieți, nu facem bait. Vedeți că țin cont, adică de exemplu dacă fugiți doar după kill-uri și nu vorbiți, nu comunicați, nu așa, rip. Nu e o problemă dacă nu e o problemă dacă nu aveți microfon, înțeleg perfect, adică nu se întâmplă nimica. Doar să nu faceți bait și să trolați. Să omorâți pe alții sau na. Deci eu să atind mai mult la ei. Hai să vedem. Are cap stairs. Are cap ăla, white. Deci am dat două capuri, două capuri. Nă pă, hai să trai. Prima rundă a fost mai greu. Băi, i-am dat cap în stairs, i-am dat cap în city. S-a auzit pe live, guys. Cred că ați auzit și voi, nu? Cred că s-a auzit. Hai pe mid. Mergeți voi mid, mă duc, lipsește unul cu imogen și GG, face și cu imogen, facem. Mă duc rampă. Ok. Deci până acum nimeni n-are frag. Mergi mai prost. Fiți atenți că meciul ăsta o să fie troll maxim. Cum aflești? Unu job. Hai. Ma. Are codru băiatul ăla. Ha, bro, m-a luat din spate. Mamă, dar mă știi ăsta pe mine, ești de mun, rampă. Alinușa, bine ai venit pe stream, salutare! Ce-a dat ăla de pe mid? Dacă se pierde meciul, nu știu, nu m-am gândit. Mai ce facem? Cumpărăm? Cumpărăm? Nu cumpărăm, avem bani, n-avem. Hai să cumpărăm. Eu am 16, n-avem. Hai bebe, un braș. Mă bag under. Bună, White Nitro. Bună, salutare. Băi, nu știu dacă pierde meciul. Guys, dacă pierde meciul, ce facem? Top fragger-ul. Da, top fragger-ul, na. Astea de... Mai jucăm unul, tot așa. Nu știu, brother, nu m-am gândit la asta. 1, 2, 3. Să vezi că scodați la 15 pe rating, bro, dar nu m-am jucat premier. Bravo, du-te, bravo. Băgați! Bravo! De plen. Rămân ca să be, rămân ca să be, vedeți short și market. Vă țin ca să be. Doi. Sau cu short. Short. Mamă, ce trag ăștia, Dumnezeule mare! Băi, cine sunt ăștia de trag așa, ești nebun? Ah, nu știu.
Uite, o singură medalie, amă, dar, băi, dar s-a umplut canterul de ăștia cu o singură medalie și medalia aia de la canter primite, ești nebun. Nu spune că deja încep codații și astea că, băi, am făcut, băi, mai bine lăsau canterul așa cum era, ești nebun. Dacă pierde meciul e tu fragor, nu? Cred că da, dacă, mamă, dacă sunt fraguri, la fel, nu știu, vedem. Facem cu random orgă. Nu, nu, fără random orgă. Dați primolii ca animalele. S-au băgat primorii ca animale, mă, brodere, mă, ce să facem? Dau smoke de... Păi, dar ce-s cu meciurile astea? Că până acum erau meciuri ok la ora asta când ești cam pe live. Deci, să-l arunc. Sters. Aruncat. Mă blochează mea, nu? Dar nu știu ce am astăzi, dar nu-mi intră cu lanțele pe bune. Mă bag tare de mă. Junglă ultimul. Bravo. Ai, Doamne Dumnezeule, dar nu știu ce am astăzi. Băi, Dimitri așa cu vreo gloanțele. Ce naiba am astăzi? Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu Vereșanu? Că mie nu-mi intrau așa gloanțele, ești nebun. Scanter, what are you doing? Nu știu care mi-a zis și el pe Instagram că l-au stricat foarte tare. Iar se mișcă prost gloanțele, iar se duc prost gloanțele, iar se mișcă prost canterul. Băi, ce, am 0 kill-uri. Mă bag under singur. Ce Dumnezeu se întâmplă? Care m-a blestemat așa? Care m-a blestemat așa, guys? Short-ul, nu? Da flash? 1, 2, 3. Mă retrag în conul, nu? Dar toți știu să joace acum. Sunteți nebuni. Nu știu ce-s mă... Short. Am învățat ăștia joc. Bine, mă. Kitchen ăsta, cred. Na, mi s-a blocat canterul. What the fuck is this shit, man? Bravo. Scuze, n-am vrut. What the fuck is this, man? S-a blocat. Ați văzut cum s-a blocat canterul? Ok, man. Ok, bro? Salut, Cosmin. Salut. What the fuck, dude? Guys. Dar nu joc în full la... full la calitate, gen te referi? Da, nu știu ce să zic. Am aruncat smoke. Intrați. Doi am văzut. Short. Urăsc zilele în care nu intre glanțele ca lumea, sincer. Plantați mă, ba. Vedeți market. Conector. Uită-te short. Mort ăla. Hai bro. Info ceva? Bravo. Mamă, 8 cu 4, am făcut și eu primul meu frag. Un pic tiltat Vereșanu astăzi, un pic tiltat. Dar și eu, nu știu, nu, parcă nu-mi trec glanțele. Nu știu, e dimineața, bar n-am știi naiba ce am astăzi. Dar nu e zi de canter. El a fost zi de canter, el m-am jucat și mi-a intrat bine glanțele. Și m-am jucat și după laptop, 90 de FPS-uri. Ască-i bine, hai să facem 85 de like-uri, guys, că se poate, să rămână. Ușor ne ducem către 100 de like-uri. Aruncat. Sters. Am dat flash. Palat. Scuze. Am dat un smoke la ăsta. CT. Secat în... Uite ce trage ăsta de jucător, profesionist. Jucător, ești nebun. Mai ești ceva CT?
CT, bravo. Nice, mamă, ce joacă ai mei azi. Hai bă să câștigăm, să-i rupem pe băieții ăștia. Să dea Vreșanu Rancam, măcar avem toți prime și se pune meciul ăsta. Hai să luăm polar. Am unul cu 4, nu-mi intră nimic. Mi-aș piciorul în el de joc. Mamă, ce cromatică. Tot mă joc, ba pe laptop, ba pe PC și nu mă dezvăț. Treia să vii tu, Zebi, să fii gele aici. Te bagă după killer băieții. S-a uite, mă blochează al meu, normal că se bagă în față al meu, normal că de ce? De ce să nu ne blocăm toți în rampă? De ce? Uite, după cum fug după killer băieții, ia uite. Uite cum fug după killer băieții. Uite cum fug după killer băieții. Stau rampă. Ai grijă, City. Vedeți, ce te țin rampa. Ce fuga ai mei după kill, ne blocăm în intrații Macau direct. Bravo. Am două fraguri. Băi, guys, dar hai să nu ne blocăm în intrații rampă, că să mă bată mama. Să încercăm să jucăm, nu știu, mergeți 2-3 pe ala, 2 rampă sau 2-3 rampă, 2 pe ala, ne blocăm toți, nu intrați, nu facem nimic. Hai că dau smoke. Mă duc să fac pic rampă. Să mă uit. Dau smoke stairs. Și dă și flash. Dau smoke. Normal că îl omor pe a meu dacă se bagă în față. Și nu vede că e la stairs, e și CT. Uite, așa se joacă, mă, tată. Țin CT. Jungle. Area verde. CT. Dacă am buri. Nu plec. Țineți-mă, City. Dar de ce nu dați smoke jungle, băieți? Mamă, doamne, cum... Sters. Ia, sters. Jungle, sters. Hai, doamne, băi, dar nu știu. Băi, meciurile la solo sunt mai mult ok decât meciurile în echipă, să mă bată mama. Deci nu există așa ceva. Deci știi oricum. Nice try. Nice try, bro. Vă rog mult, cărați smoke-uri, jungle, CT. Eu știu de cât stars, connector și... City. Connector, e bun și ăla. Îl dau pe ăla de connector. Măcar avem bani, dar nu mai iau ca nu mai iau, pe că nu nicio șansă. Nu știu, vreți să încercăm B-ul, mă bag, ține under-ul. Joacă tot la kill-uri, n-ai aceste joci. Vor să câștige shawarma. Și dau și-o flash. S-a terminat și playlist-ul, guys. Bă, dar nu se poate, ce? N-aș pe asta, și în primul meu, uite-mă, hai de viața mea. Doamne. Arunc flash-ul, arunc smoke-ul. Să poate așa ceva. Bravo, Robica. Bravo. Ce smoke ai dat? Bench. Am dat smoke directă. Am dat flash. Scuze. Vezi car? Bravo, mă, băieți, aia zic. Salut, 268, salut, sunt mic, am foame, aștept să câștig shawarma. Aia zic, iubire, te-ai trezit. Nelson, membru de 6 luni, hai să facem acolo 85 de like-uri, că se poate, vă rog din suflet. Mamă, ce săracul ăla, Zebi, cum a tras ăla din short, săracul, nu s-a așteptat să-i dau, era frumos, îi dădeam antep. Hai să dăm și noi drumul la brațe, am dormit așa bine, mă bucur. Lasă că am eu aici niște meciuri de teroare, măcar l-am câștigat pe primul, poate îl câștigăm și pe ăsta. Ok, bro. Nu mă știi. Shhh. M-auzit? Bomba, de ce dați la bomba? Doamne! Ba, mă, băieți, silveri.
Silvers, lasă bomba. Ce faceți cu bomba lăsată, guys? Aici se lase bomba? O să vină spate oricum. Hai să te băgă repede. Mamă. Unde? Plantez veselul, vie pe la. Jungle-ul, nu? Jungle. Bravo. Bravo. Rampă? Am noi. Stairs. Ai grijă, nu te bate. Ce fugea mea după fraguri. Dacă ia bomba, mă sinucid. Bine. Yeah, te-am prins. Am dat la polarul, nu, l-am prins, easy. Of. Băi, vreau să le fur bot verești. Ce asti, Josh Brock, e de căcat rău. După din 13 meciuri câștigate, din 13 meciuri jucate, 10 câștigate și-ți dă Silver 2, ești nebun, bravo. Ești bun rău de tot, tu ți-ai la rancul, Jimmy, ia zi. Ia zi, Jimmy, ți-ai la rancul, bravo. Poate spate. Hai, tare ești de mă. Yeah, fără kilo, fără kilo, fără kilo, fug. A tras și al meu prost. Dumnezeu jocul. Am luat, nu ratingul, bro, rank-ul pe hartă, pe miraj, bro, rank-urile pe hartă, guys, nu mai confundați ratingul, rank-ul cu ratingul, ratingul e rating, rank-ul e rank-ul, gen diferit. Noi ne jucăm competitiv acum și, da. Deci nu mai contează decât câștigi din ce știu de silver orice ar fi. Fai, serios? A, păi atunci nici nu-i de... Cel mai slab. N-ai ce să te joci, guys, e ca două like-uri tu. Hai, direct, mă duc tare. 5 cu 5 ești de bun. Ți-a dat legendar Eagle? Dormim pe miraj? Dormim un pic așa, domnule negru. Nu mai zic nimic, a supărat rău de tot. Nici nu mă mai... Nici nu mă mai zi. Păla, m-a șurit. Rampă, bro, uite, numai, băi, dar numai ăsta mă bate. De, are 14 cu 9 și are o singură medalie din jocul ăsta. Că au dat acces pentru toată lumea. N-a fost bine cât a fost pentru cei care aveau Prime. Ce joc Faceit. Ce level ai pe Faceit, bro? Ți-a dat 1.6K? Nu cred așa ceva. Nu te cred că ți-a dat doar atâta, bro. Băi, și nu înțeleg de ce nu bagă încă workshop, adică o hartă, ceva specială. S-au tot dat leak-uri acolo că... 17, nice. S-au tot dat leak-uri că bagă hărți de training, mem, de toate cele. Au băgat fix... E trasul VB la tine, Jimmy, așa, e trasul VB. De cineva mă... Ar fi bine să... Salut, Mirel, salut. Ar fi bine să bage ce se bău înapoi? Ar fi bine. Nu, bro, tot ce se doi. Top mid. Top mid. Ok. Bro, mi-a dat... Get up. Flash? Full mid. I-am dat tag, uite. Oare reușesc să mă duc aici? Del Panu, nu? Se duc B? Am înțeles. Clutcher kick.
Vreșanu. Îi spar capul. S-au dus la B. Sorry. Ai. M-așteptam. Na. Stați guys, că nu am melodie aici, nu am playlist, nu am. Ia uite melodia asta. Atât, mă, tată, melodie, mie trebuia să mă calmez. Mai fac un half. Hai să ce talentă băieții. La 6 cu 7, bro. Nu știu ce naiba s-a întâmplat. 86 de like-uri să rămână. Bă. Bravo, Eddie. Bravo. Plus. Ajută-mă, bro, după mii ce faci? 2 mid. Ce bei. Las că măcar. Băi, am mai tras un glos tot așa în meciul trecut din rampă direct în direct în tichete. Hai, a zburat glonțul ăla. Fluchi, dacă vezi cum s-a dus glonțul ăla. Tu ai făcut runda. Eu nu. Mai puțin și zic bravo, Andreea. Băi, guys, ne calmăm, câștigăm. Ești mai mult decât suficient. Stau pe spate oricum, dă silver o să iau. Cum ar fi să-mi dea rang mare? Dar nu, când dă silver. Au plecat killurile? Nu, nu se vrea, bro, nu se vrea. Văd că e bătălia mare între băiatul ăsta cu muzică, nu știu cum se numește, și Clash. Da, prind efect că ești de bun, contur, alea, și efect și contur. Fac de toate, și coroane, coroane fac. Fuck this game. E pe B, cred. Nu știu cum n-am murit ăla, dar mă rog. Nu meriți rang mai mare? Ba da. Eu globalul. Vreau globalul. Vin. Bomba la B, hai la B. Câte win-uri îți mai trebuie? Vreo ăsta alb, încă 5, bro. Opriți-l cineva, vă rog. Mamă, ce bad oamenii, bă, ce fură. Ce fură kill-urile ăștia, ai le, ele, le. 5. E clar și cu jocul ăsta. Global, global. Dacă îmi dă global, Jimmy. Dar serios, ți-a dat legendara Eagle, ăsta, legendara Eagle, Jimmy? Am cele mai puține fraguri nimeni, nu știu ce se întâmplă, sincer. Ne-ncălzit. M-am dezvățat de piscina. Ia, fiți atenți, mă duc. A, ceva, cred că cara. A, ceva. Palat? Nu, uite, vrăcind. Bravo. Stai drept, nu te mișca și dăm cap. Bravo, rupeți, mâncați, ez. Suferințe mari. Suferințe mari, la 6 cu 9 sufer, îmi permis să sufăr. Îmi permis să sufăr la, ești nebun, iau și pe la redau no scope. Bă, dar pe ultimele live-uri no scope-uri peste no scope-uri, tep-uri cu acau, cu digălu și acum nu-mi intră nimica. Să bagi în naibii harta de aia de training, că nu mai pot. Încă 2 runde mai trebuie. Bro, am pierdut-o picul. Rampă, bro. Nu uite. Uite ce timing. Na, bravo. Jucător. A, ceva rampă. Uitați-vă rampă, țin palat. Sandwich. Bro, dar ce faceți, întrebarea mea este ce. Ferească-se bună, Dumnezeu, și măicuța sfântă. Ferească-se măicuța sfântă. Aia băgați în site și eu eram singur, ești nebun. L-a băgat în site peste mine. Ferească-se bună, Dumnezeu, băi. Uitați-vă la ăștia, ești nebun. Băi, nu mai fac în viața mea scene cu șaurma. Mai bine vă dau șaurma pe live, ești nebun. În viața vieții mele. Nu mă mai, l-a băgat pe peste mine și oamenii vin. Oamenii aleargă după fraguri. Ferească-se. Mamă, ce bătălie mare aici am trecut.
De-aia nu merge. Guys, tofragăr înseamnă puțin mai multe fraguri, da? Doamne, Claudiu, ferească-se. Da, nu mi s-a mai întâmplat în viața mea așa ceva. Mă descurc. Asta nu trebuie să stați streaming, că mă descurc. Un mid, cred că nu? Sau B? Da, 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 era mid, dar nu a ieșit. E retras. Suntem români, alergăm. Salut, Vladimir Oancea! Guys, încă două like-uri și facem 90! Underpate, fii drăguț muncă. Țin conul. N-ai ce să te joci de muncă, băieții. Con? Under, că nu știu. Nimic under. La început a fost mișto, că nu știa lumea jocul. Acum că învață lumea jocul, toți sunt jucători. Toți trag numai pe cap, ești nebun. Stau în loc și trag. Mă duc pe Steam ca să bag piciorul, dau la mă, dau un scop. Da, ce ți-vă. Uite, se duce ăsta peste, uite. Uite cum aleargă după fraguri. Bravo. Ah, ok. No scop. Hai, ia. Deci vine kitchen, pe stânga. Cuci. Mamă, de la locul, bă. Hai să decide la șaurma. Ma, clash.gg. Bravo. Ferească se bună zi. Oh, și ia să vedem că am primit și drop aici, măcar pentru două. Poți să intru și eu? Ia să vedem, cine a dat, guys? Oare cine a dat? Am luat și drop-ul. Doamne ajută, Doamne ajută. Uite, 5 meciuri ne mai trebuie încă, guys. Ia să vedem, store. Dreams and Nightmares și pistolul ăsta, clar. Claim, forță. Perfect. Da, mai guys, nebunia mare. Deci câștigătorul, am dat două meciuri astăzi de căcat rău de tot. Măcar le-am câștigat, mai trebuie 5 meciuri. Dar nu cred că le mai jucăm astăzi, că nu-i ziua mea, sincer, din păcate, nu-i ziua mea. Deci, și urma pleacă către clash.gg. Clash, rugămintea mea, hai să-i dăm invite frumos în lobby. Așa, să vorbim cu el, să facem cumva să ne dea ad și să-i dăm, primești și un invite. Stați un pic să vedem dacă mai jucăm, guys. Stați un pic așa. Băi, dar toate meciurile au fost bune până acum și meciurile astea proaste, bă, că l-am câștigat. Nu mai, bro, cred că ne punem să dăm shawarma, că ajunge două meciuri pe astăzi. Că trebuie să fac și un TikTok, știi ce zic? La 100 de like-uri dăm și shawarma pentru cei din chat prezenți. Nu mai fă că el, că nu e ziua mea, nu mai. Mă opresc aici, brodere, ajunge pentru astăzi. Când văd că nu-i de jucat. Iar, de exemplu, m-a jucat 90 de FPS-uri pe laptop cu 144 de Hz. Le-am tras, i-am nenorocit, i-am spart. Acum văd că mă joc pe calculatorul meu. Nu-i ziua, ne oprim aici. Astăzi nu e ziua deja, că nu-i nicio fel de problemă. Dăm și urmă, guys. Dar să-i întreb băiatul ăsta în ce sens, acum să facem eventual să-i dăm bănuții alea, profile, ia. Uite, îi dau, perfect, clash, punct, ok. Bro, poți să ieși atunci că îți dau accept pe Steam. Nu mai iubire, nu mai vreau să pun mâna pe laptopul ăla în viața mea, că mă dezvăț de calculator și nu e bine. Așa, ia să vedem, ne punem mai, cel puțin la counter. Nu mai vreau să aud de laptop și counter, că mă dezvăț. Mă duce aici frumos. Vă deschide cutia 2 din 5, băi, n-am bănut să deschid cutia, îmi cer mii de scuze, sau vreți, nu o deschide, că nu pică. O să urmezi un case opening mai încolo, gen zilele următoare, stați doar pe fază. Bun, deja am zis că mă duc la friend request, așa și Clash avea băiatul numele, are și poză cu mine. Ți-am dat accept, brodere, Dari, Denis, pardon, nu mă lasă să... Dăm tu mesaj pe Steam, brodere, bine? Bun, guys, ok, deci ne punem să dăm și urma la 100 de like-uri. Mergem frumos aici pe Naibot și faceți regulile din descriere, bine? Și după care v-am mai spus și de o tombolă foarte mișto, și urma. Nu mai, băi, când mă dezvăț de calculator și încep să joc pe altceva, pur și simplu nu mai intră gloanțe. De ca să zicem formă eram, dădeam noi scopuri până să nu mai fac live-uri. După am făcut o pauză și... De ce scrie vă deschide cutia 3 din 5, alo? Bun, salut, să-mi zici prin ce dorești banii.
Bun, și a urmat pe chat. PayPal Revo. Ok, să lași folosă tag-ul și îți trimit după stream 30 lei. Ideea e că oricum la chestiile astea lumea joacă în general și aleargă după, după fraguri. Deci na. Bun, deci guys, shaurma pe chat. Stai să dăm și anunț eventual pe Discord dacă trecem oamenii oria pentru unde-i anunțuri. Sau nu, pentru hashtag chat. Aron everyone. Foarte meci, foarte proaste meciurile de astăzi. Deși le-am câștigat, dar nu, nu-mi place de bun, că nu intră deloc gloanțele. Nici cum nu găseam poziția. O zi cu ghinion, asta este. Dăm acum shaurma pe live. Bun. Bă, vorbește frumos. Bun, mi-a lăsat aici frumos. Andrei Vereș, Jimmy, Andrei Marian. Ce Dumnezeu are Andrei Marian Vereș. Amelin, ce-i cu Bun, deși urma ne așteaptă de bădou, iubire, nu... Da, ne așteaptă și de bădou, dar... Eu pe laptopul ăla canter nu mai vreau să aud. Că nu mai... Mamă, vine să spar ceva. Ia cât de ăsta? 0.45. Deci, guys, până vă înscriți aici la giveaway, vă repet încă o dată, te pup în ZTO. Bine ai venit pe stream. E Nispedra, e Nispedra Shift acolo, Lucas, vă pup pe toți, bine ați venit, guys. Împreună cu cei de la GG Draw, pe lângă skin-urile pe care o să le mai dăm și le-am dat de acum acolo, bineînțeles, băiatul așa de la GG Draw mi-a oferit aceste 6 skin-uri, da? M4 Anuesta, K, USP, Glock, AVP și Desert Eagle, Deagle, toate valorând $80. Ce trebuie să faceți ca să câștigați 6 skin-uri, da? 6 câștigători o să fie, trebuie să intrați pe GG Drop, da? Așa, vă duceți la refill, aici fain frumos, promo codul VERES pentru 11% discount, da? Deci 40% discount, 10%, 11% discount, pardon, și puteți depozita prin metoda asta cu $1, da? Se poate și $1, după cum minimul, deci ultima minimă de $1, aici cu $5, prin PayPal, deci aveți mai multe metode, da? Nu trebuie să depozitați mult, cât vă lasă inima și $1 este suficient. Mie o să trăită băiatul de la GGDrop toată lista cu persoanele care au depozitat și 6 câștigători începând de la M4 până la Deagle o să poată să primească acest Deagle. Odată ce depozitați cu promocodul meu, primiți și un discount de 11%, vă deschide și orice cutii vreți voi, aveți o grămadă de cutii foarte ieftine, deci o sumedenie de cutii foarte ieftine. Vă deblocați și withdraw, adică ce înseamnă să îți deblochezi withdraw, mai exact să scoți skin-ul pe care îl deschizi din cutia respectivă. Poate mai primești și la codul de la roată ceva, deci aveți o grămadă de, de surprize, ca să zic așa, bine? Na. Deci intrați, vă duceți aici în dreapta la refill, promocodul VERES și 11% discount, foarte important să puneți promocodul și depozitați cât vă lasă inima, iau automat pe 1 noiembrie, o să aleg, bineînțeles, după ce o să primesc lista, ci 6 câștigători de la M4 până la Deagle. Bine, sper că ați înțeles. Deci dacă vreți să vă băgați, oricum nu o să fie foarte mulți înscriși pentru că, na, repet, nu cred că toată lumea are bani să depoziteze, dar să vedem cum merge acum. Oricum noi o să mai dăm skin-uri de-a lungul timpului pe stream-uri gratis, adică fără să depozitați. Dar skin-urile astea 6 pe care le vedeți aici mi le-a dat special pentru cei care depozitează cât îi lasă inima și folosesc promo codul VERES la depunere. Asta contează cel mai mult. Na. Mi-am adus skin-urile și am făcut 75 de euro profit. Foarte tare, bro, foarte tare. Lasă că e bine. Eu sunt înscris, mă, cauzi. Da, toți sunteți înscriși, guys. Deci urma pe chat pentru cei care vreți să câștigați așa urma. Deci aveți timp să depozitați pe site cu promo codul VERES până la 1 noiembrie, da? Deci până la 1 noiembrie aveți timp să vă scrieți la tombola asta în valoare de $80, 6 skin-uri puse la bătaie. Și vedeți, adică vă arăt acum lista, ca să nu ziceți. Lista este aici, guys. Asta închidem. Deci, uite, aveți aici frumos lista, puteți citi dacă vreți, puteți să aveți prețurile, aveți... Na. Te pup, Victor, te pup, respectul la mare. Pentru persoanele care mi-au zis, te pup, David, bună dimineața. Vorbește frumos, Robica. Pentru persoanele care mi-au zis să deschid cutia, nu o deschid pentru că o să urmeze un case opening special și o deschidem atunci. Deci astea sunt skin-urile pentru până giveaway-ul care vă puteți înscrie până la 1 noiembrie. Băgăm o shawarma, băgăm. Băi, gata cu shawarmele, la 100 de like-uri, avem 98 de like-uri. La 100 de like-uri dăm extragem, da?
Regulile pentru shawarma le aveți în, pentru shawarma aveți în descriere, da? Deci în descriere aveți pentru shawarma. Astăzi nu am stat atât de mult de live stream. Uite, am făcut 100 aia, să zic. N-am stat atât de mult de live stream, dar măcar ne-am jucat două meciuri. Din păcate n-au fost cele mai strălucite meciuri și aia ne oprim. Dar măcar vă puteți uita la clipul cu Pala, și aveți și short clipul ăsta în care ne-a picat cuțit. Dacă nu v-ați uitat la asta cu Pala, vă recomand să vă uitați, că e tare, tare mișto, sincer. Am făcut, băi, 300 de like-uri. Vă mulțumesc tare mult. 300 de like-uri la 1600 de vizualizări, e enorm de mult. Vă mulțumesc din suflet. Aveți o grămadă de clipuri pe care probabil încă nu le-ați văzut. Foarte mișto. Am postat și eu clipul ăsta care am deschis cuțitul. 2 cu 1. Mamă, 80 de like-uri, bine. Cu 1. Am deschis primul cuțit în CS2 de 200 de coco. Cristian, Marian, îți dau banii. Pe Revolut, PayPal sau transfer bancar. Dacă nu ai niciuna din metodele astea, o să îți trimit 5 euro gift card. 5 euro prin gift card-ul ăla pe Steam. Steam gift card, cum s-o numi ăla, nu știu, abar n-am. Dar eu zic să vă profitați de treaba asta cu tombola pe GG Drop, pentru că pe lângă faptul că m-a ajutat și pe mine, deschide și voi niște cutii pe site, vă băgați și la tombola asta automat, adică odată ce depozitați pe GG Drop cât vă lasă inima, primiți și un discount și puteți deschide și cutie pe site. Asta mi se pare foarte, foarte tare. Dar na, vedeți voi cum vrea inima voastră. Mi-a mituit iubita, aia a fost șmecher, ți-a plăcut, bro? Simpli, e greu să faci PC pe piese? Simpli? Nu știu dacă e greu sau ușor, îți poate zici chat-ul. Mie mi l-a făcut stăpinul, bro, eu nu m-a băgat la creație. Bun, hai să vedem. Deci avem, câștigătorul o să aibă un minut la dispoziție, nu un minut, 30 de secunde la dispoziție să scrie ceva pe chat și desigur să-și dea și Instagram-ul. Era fain să faci toți urma aia, să faci pe vlog? Da, bro, era frumos, dar gen tu fiind din poate altă țară sau alt județ, unde să vin să ne întâlnim? Era frumos, nu zic că n-ar fi fost frumos, dar na, mă rog, poate pe viitor. Hai să vedem. 3, 2, 1, go! Zonzi, ai 30 de secunde la dispoziție să scrii ceva pe chat și să-ți dai și Instagram-ul, să vedem dacă ești eligibil. Ia să vedem. Și dacă ai făcut regulile din descriere, de asemenea niște reguli foarte, foarte simple. Hai să vedem. Zonzi, 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 e pe chat, e pe chat. Matei Marius, salutare! Zonzi, Zonzi. 30, atenție mare, 30 de secunde să scrii ceva pe cea, brodere. Atenție foarte mare. Mai joci meciul scris, nu mai oprim moment. Dar vorbim după extragere. Zonzi, scrii ceva pe cea, brodere. Dacă, uite, 4, 3, 2, 1. Nu e pe live, guys. Mamă, Zonzi, pare rău, brodere, n-ai scris nimica. Next, next, next. E AFK, cred că e AFK, next. Negruel, hai să vedem, are și moderator, pare mi se. Hai, Negru, 30 de secunde să scrii ceva pe chat. Zonzi, ai scris prea târziu, bro, îmi cere mii de scuze. Ai scris prea târziu, bro, 30 de secunde la dispoziție. Ai scris... Sorry, man, ai scris prea târziu. Sorry, 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 sorry. Too late, too late. Cum zice NZT-o. Sorry, man, next, next giveaway. O să mai dăm pe următorul stream probabil ceva la giveaway pentru voi, un skin. Hai, Negru, aici, perfect, a scris. Hai, Negru, dă-ne Instagram-ul. Negru Edi underline 7, ia. Să-l căutăm aici pe Instagram pe băiatul nostru. Ia, Negru, Negru Edi underline, underline 7, ia să vedem. Într-adevăr, are 290 de followeri. Așa, are și poză, așa mai fort, ziginighi. Ești și moderator, gata, ți-am dat follow, bro, să-mi dai cum ai folosit codul la roată și pe lângă asta codul și cum ai dat like la stream și e perfect. Bun, deci, guys, na, dacă vreți să vă băgați la tombola asta cu cele 6 skinuri în valoare de 80 de dolari, ce trebuie să modificăm, pentru că 80 de dolari, 6 câștigători o să fie, da, de 6 câștigători până la 1 noiembrie. Să depozitați cât vrea inima voastră. Și un dolar e suficient pe GG Drop. Și cu skin-uri merge, atenție. Deci și cu skin-uri, dacă vreți să vă băgați un skin la cadenică de 3 dolari, 4 dolari, o să vă ia niște taxe, dar nu contează, uite. Să ai codul băgat aici, promo codul Vereș, pardon. Vereș. Și să te duci aici la skinsback, da? Da, accept la greme și aici vă arată toate skin-urile. Și vedeți cât și cum primiți, dacă vreți. Da, merge cu orice. Cu PayPal. Deci o să primesc la finalul lunii ăstea toată lista cu persoanele care au depozitat.
Și eu vă dau skinurile. Da, deci lista cu toți băieții care au depozitat. Nu-ți rasist, brother, așa are numele, ia. O să fac și un TikTok oricum despre treaba asta sau un short clip, bine? Bun, a dat like la stream, foarte bine, îți mulțumesc tare mult de like. Dar de ce start recording? What the fuck? Eu acum văd. S-am pornit start recording-ul din greșeală. Ai depozitat? Cât te-a lăsat să depozitezi, Andrei Pădure? Cât ai depozitat? Băi, vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc mult că m-a ajutat și pe mine și practic și pe voi. Un euro am mai avut pe card. Super, te-a lăsat, brother, să depozitezi. Vedeți că merge și un dolar să depozitați. Băi, practic bagi un dolar și ai șansa de a câștiga skin de, uite-te și tu, 15 dolari, 14 euro, 13 euro, 12 euro, 13 euro, gen... Sorry, bro, sunt zi, next giveaway, bro. Da, se pune, începând de astăzi până, deci începând din 7 octombrie până pe 1 noiembrie, da? Bro, negru, să-mi dai și poză cum ai dat, folosi codul arată, gata, perfect, super. Felicitări, man, felicitări. Ai câștigat banii de șorma, îmi zici pe ce vrei banii sau cum vrei, bine? Pe Revolut, PayPal sau transfer bancar. Așa are numele negru el, bro. De Zaie, Eddie Rowe, Etapaste, Ioanis Pedra, Matei Marius, Robica Victor și cu Larry Suca. Bun, guys, acestea fiind spuse, am făcut și 2 ore de stream aproape. Vă mulțumesc tare mult că v-ați dat din timpul vostru și l-ați petrecut alături de mine. Un stream cu mai puține persoane și susținere, dar nu-i problemă, probabil o să facem și mâine live. Vedem, poate mai găsim un challenge, vedem și noi ce facem, pentru că oricum mi-au mai rămas de la ultimul case opening făcut cu Palaj vreo 30 și ceva de cutii nedeschise și vreau să le deschidem, să vedem când o să fie, când o să le deschidem, când și cum și ce o să facem, da? Vă pup, vă mulțumesc mult pentru susținere, să aveți o sâmbătă minunată, mă duc și eu să ciugulez ceva și ne auzim cu bine, vă las cu o melodie power pe forță și nu uitați să profitați de tombola asta de pe GG Drop cu orice depozitare, promo codul VERJ la depozitare, foarte important că altfel nu se pune din păcate dacă nu folosiți codul și pe 1 noiembrie o să aflăm cei 6 câștigători ai tombolei, bineînțeles. Bun, toate cele bune, guys, vă las cu melodia asta power, bye bye, vă pup pe toți și vă mulțumesc! Am născut într-un savân, într-un cui de cioară, și de-a dracu' ce eram, scoteam ce-o cu afară. M-am născut într-un savân, într-un cui de cioară, și de-a dracu' ce eram, scoteam ce-o cu afară. Hai da hopa, țupa, țupa, puișorii stau deasupra și așteaptă seara ca să vină cioara. Hai da hopa, țupa, țupa, puișorii stau deasupra și așteaptă seara ca să vină cioara. Hey!